Bună ziua și bine ați venit la ce s-a făcut local de astăzi. Salut prezența crescutorului de ovine și bovini din comuna noastră, o parte din ei, nu sunt toți, la această ședință, care sunt direct interesați de viitorii 7 ani cu 10 ani pentru izlazul comunal. Astăzi, pe ordinea zi, avem mai multe subpuncte și anume. Primul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea AŠCR numărul 6 din 14.02.2020 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii contractului de asociere între Comuna Cașin și Bacău și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii contractului de asociere între Comuna Cașin, Județul Bacău și Asociația Fotbal Club Sportiv Viitorul Culița, Sat Culița, Comuna Cașin. 6. Proiect de hotărâre privind închirierea pașilor aflate în proprietatea privată a Comunei Cașin, Județul Bacău. La diverse avem o competiție a domnului Diuță Gheorghe, pe care o vom discuta în ședință, da? Aceasta este ordinea de zi. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Dăm cuvântul domnului președinte al ședinței. Salut și eu prezența concetățenilor noștri în ședința Consiliului Local. Dăm cuvântul domnului deputat sau să punem la vot dacă o luăm în ordine sau... O luăm în ordine și să bea cu foarte repede ăștia. Da? Ne ținem o cuvântul. Astea sunt anuale. Ăsta anuale și astea le știți cum fiecare an facem un anumar. Dăm cuvântul domnului primar pentru primul proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HSL numărul 6 din 14.02.2020 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate. Da. Privind modificarea și completarea HSL numărul 6 din 14.02.2020 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate. Articolul 1. Hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 14.02.2020 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate se modifică și se completează în sensul că la articolul 1, după numărul 2, curent 12, se adaugă numărul curent 13 cu următorul enunț. Teren domeniul public 10 metri pătrați, beneficiar SC Mitbon TILSASRL, chiria începând de la 1 ianuarie va fi de 439 lei. Articolul 2, prezenta hotărâre, se comunică persoanelor prevăzute la articolul 1, primarul Comunei Cașin, compartimentul buget contabilitate, venituri și achiziții publice și prefectul județului Bacău, în termen de 10 zile de la data adoptării. Raport de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 6 pe 14.02.2020 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136 aliniat 6 și 7 din OUG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da. E o completare, după cum știți, la hotărârea cealaltă care s-a votat și s-a omis să se producă și din cauza asta s-a completat. Da. Sunteți de acord cu proiectul? Supunem la vot. Se spune la vot muscul, da? Da, toată lumea de acord. Cineva împotrivă se abține, nu. Următorul proiect pe ordinea de zi este anume, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoane apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. Articolul 1. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020 și se va executa cu persoane apte de muncă, beneficiar ai legii 416/2001, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2.
Autoritatea executivă a Comunei Cașin se va îngriji de punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. Și avem plan de acțiuni și lucrări de interes local. Obiectiv: întreținerea în sezonul rece a trotuarelor comunale și rigorilor adiacente acestora de pe raza Comunei Cașin. Acțiuni și măsuri: îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, împrăștierea materialului antiderapante. Termene de realizare: lunile 1 și 3, 11 și 12. Beneficiari legii 416, responsabil viceprimar. Le știți cum a fost și anul trecut, dacă aveți completări, nu-ți mai spuneți dacă mi-ai doriți și altceva, da? N-ai o să le țineți până la cap. Sunt cam aceleași acțiuni. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări? Nu. Aviză. Da, aviză. Da. E la Cristi? Nu are. Nu are. Cred că e la dumneavoastră. A fost dumneavoastră. Planul de acțiuni și... Nu, mai aici e Comisia pentru Învățământ. Comisia de Învățământ. Chirierii contractul de asociere. Închirierii contractul de asociere. Nu este. Nu este. Mai este unul de asociere. Nu este. Nu este. Nu este. Nu este. Nu este. Nu este. Cu da, dar e bine. Citește foarte rapid. E cu greșeală făcut. Citește foarte rapid. Citește cu bine. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutorul social potrivit legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind stabilirea... Să vorbim la vot proiectul de hotărâre ca să nu mai revenim la sfârșit. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este pentru? Abține el. Se abține domnul Dragon. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului. Le știți foarte bine aceste norme pentru activitatea de și gospodărire comunală. O să vă citesc un pic de la sancțiuni, dacă tot sunt și alți cetățeni aici în sală. Și nu au voie să facă. Este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților din autovehicule, precum și alte materiale ce nu sunt de folos în gospodările locuitor. Se interzice repararea și deținerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, în alte zone decât cele special amenajate în acest scop. La stabilirea plasamentului clădirilor de locuit se vor preciza și plasamentele următoare dotări tehnico-editare. La forme destinate pentru depozitarea recipientului de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minus 10 metri de fereastră locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate cu asigurarea unor pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere la cotoarea canalizare. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să știți că tot domeniul public, în fața porților sau pe drum, nu e voie să depozităm nici material de construcții. Noi acum mai închidem ochii, zicem așa, că omul construiește, n-ai ce să facă. Dar în comuna noastră sunt grămezi de bolovani și de balast pe care au crescut vegetație. Deci acolo nu mai e același cad. Vine omul, construiește, vezi că îi se învârte malasolul în curte, asta e. Trebuie să-i ajutăm pe cetății, nu să-i încurcăm să nu-și construiască. Dar sunt care depozitau lemne. Fratele meu, adus lemne, noi te-a dat cu drujba, dar mâine poți să-i tai cu drujba să-ți-l bagi în curte. Că sunt anumite gospodări, nu poate să intre cu cărăța sau cu mașina în curte. Sau drumul pe el te duci foarte îngust, cum e și la mine acasă. Le-ai adus, le-ai băgat în curte în o oră, două. Nu blocăm drumul, circulația, că frează Dumnezeu, sunt drumul îngust, sunt un incendiu. Mașina copii nu poate să leagă. Ce facem atunci? Iar din casa vecinului la trei case mai încolo. E problemă. Problemă foarte gravă. Și avem, în partea de jos a statului acolo în Bărăcea, avem un individ care e certat cu legea și toată lumea, care este un fel de justiția la Bărăcii de jos de acolo, care el e cel mai neregulă, dar în schimb el reclamă toată lumea, la parchet și la tot locul.
Cei de lucru știți, doamna știți de cine e vorba. Chiar așa cum a făcut un șanț colector, chiar foarte bun, un canal colector a părului de Lada, când vine ca să mă inunde pe gură, cu Voidu, care eram inundat acolo în zona aia, și a venit să, și l-a amenințat pe șoferul nostru, pe unul de scapatorist, că îmi face plângere penal, dacă am autorizație. Dar pe eu nu mi dau autorizație. Adică primăria nu-și dă ea autorizație, domnul primul, că face un șanț. A, construim ceva, da. Vă să ducem spațiul cu plânge penală, cu primul face fără autorizat și mai departe. Da, omul este pe... Da. Și avem răspunde și sancțiuni. Sancțiunile pleacă de la avertizment, amendul contravențional și obligarea contravenientului la prestarea unor activități de folosul comunității, închisoare contravențională dacă nu există constământul, contravenientul pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la litera C. Deci nu e așa de simplu, se poate aplica. Și această hotărâre a Consiliului Local o poate aplica poliția. Deci poliția poate să aplice sancțiuni, inclusiv primarul. În aparatul de specialitate se face constatarea la fața locului și se aplică amendă. Știți că nu am vrut, dar am aplicat o amendă de 10.000 de lei la un cetățean din Andrășești, care a fost neautorizat și se cear cu vecin. N-am avut ce să fac. Acum a venit admiața la mine plângea că a fost la el la teulă. Demolează, îmi bagă vecinul că a făcut scurge la vecin. Vecinul a făcut la ISC, ISC-ul ne-a dat o adresă de, să ne conformăm conform legii și a fost de voi 10.000. Amenzi de la legea 50 sunt foarte mari. 10.000 e cea mică. Deci îl pleacă până la 80.000, până la 100.000, adică un miliard, și sunt amenzi care în instanța nu ne dă în avertizment niciodată, că e de la legii organice. Deci atenție, care e construit și așa mai departe, să fiți foarte cel puțin împăcat cu vecini. Nu vă certați cu vecini. Că știți cum e. Fiecare pe acasă, cum pare eu, tot dumneavoastră în sală, aveți câte un cotez, mai aveți un închider, mai aveți pe spatele casei câte o bojdeucă, care nu este autorizat. Dar noi ne impozităm când mergem în teren cu inspecție fiscală. Ei, băgăm să impozitează. Dar nu știm, nu vedem nici noi, nu suntem un GPS. Adică nici primarul, nici tehnicianul sau cei din primărie. Dar dacă nu vă băcați cu vecinul și vecinul vine și părăște, ne trebuie să aplicăm legea, trebuie să luăm măsuri. Dacă nu sunt facă vecini. Vecinul face de prima dată de cămață la noi, până se trezește pe la Bacău. Cum s-a trezit din Adrășești, ne-a venit la Bacău la 10, ce e acolo tot primar. Nu s-a estimat așa la adresă, dar cam ceva de gel. Nu se aplică legea, să nu se face treabă cu urmare. Nu e. Și atunci pică primarul că e rău. Nu e rău primarul. Oamenii sunt răi. Ei că se mănâncă între ei. Nu, primarul ar vrea să fie prieten toată lumea și că e om de sat de aici. Deci, constituie contravenții următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în alt fel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă după cum urmează. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1000 de lei pentru persoanele fizice și de la 1000 de lei la 2500 de lei pentru persoane juridice următoarele fapte. Neîntreținerea curățenie și igiene în sedii de firme, în locuințe, în arănițele gospodărești, în curți și în grădini, precum și pe alte terenuri pe care le dețin, împiedicând prin aceasta convențuirea în condițiile civilizate a colaboratorilor și vecinilor. Deci dumneavoastră pe și acasă, nu zic că nu fac curățenie, pentru că fac ce vreau. Dacă pe vecinul deranjează mirosul la tine cu provinii, în curte dată, dar aici nu vrea să faci curățenie. Nu zici, la mine în curte fac ce vreau. Faci tu ce vrei, dar dacă nu deranjezi pe lantul, când ai deranjat vecinul, nu mai faci ce vrei. Neasigurarea potrivit legii a lucrărilor de zgrăvire și vopsirea părților exterioare a clădirilor, nelocuirea șgheabului, burlarilor degradate, precum și neefectuarea unor lucrări reparate și de întreținere la fațada imobililor, prin astfel un aspect estetic zonei respective. Asta este unul, să amendează, doi, să dublează impozitul. Sau să se dublează la construcțiile care au un aspect estetic urât. Pe în București, pe mari orașe, știi cum face. Deci dublează, îi termină pe ăștia, până îi face să-i demoleze. Dacă nu vor să le întrețin. Bine, sunt mai multe, nu vă mai încarc cap acum, nelegul care pot fi sancționate, dar știți cum e, dacă noi din primărie luăm o sancțiune de genul ăsta și o luăm pe corectirea și oamenii bun credință apreciază faptul, foarte mulți coalizează cu cel care a luat amenda și utilizează părul. E cam aiurea. E aiurea că nu știu de, așa de ușor să fii primar, să iei decizii de genul ăsta. Că mulți zic, domn primar, amendează, tare. Da, da, nu e chiar așa. Nu ce sunt... Da. Da. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului Servicii și Comerț,
Analizăm proiectul de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, activităților comerciale precum și măsuri de protecție a mediului, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și 7, din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Supunem la vot acest proiect. Cine se pentru? Cine se abține? Contra. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii contractului de asociere între Comuna Cașin, Județul Bacău, și Asociația Club Sportiv Băgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin. Articolul 1. Se aprobă închirierea contractului de asociere între Comuna Cașin, Județul Bacău, și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna Cașin, Județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere între Comuna Cașin, Județul Bacău, și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin, Județul Bacău, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Cașin, Județul Bacău, să semneze contractul de asociere anexă la prezenta hotărâre. Articolul 4. Secretarul General al Comunii va comunica prezenta hotărârii Asociației Club Sportiv Măgura Cașin, primarul Comunei Cașin și prefectul județului Bacău. Explicați-le acolo. Da, este vorba de echipa Măgura Cașin. Este o entitate separată, deci nu este echipa comunii, că face o diferență. Că poate și poți locați să aibă echipă, dar nu avem. Este o entitate separată și a făcut solicitare la noi, cu o scrisoare de intenție, pentru a fi sprijinit și în activitatea sportivă, bineînțeles, financiar, plus cum noi ne punem la dispoziție și stadioane. Terenul le punem la contra cost. Ei plătesc pentru antrenamente și o sumă modică. Ne obligă curtea de cont. Noi facem și cheltuieli acolo. Poftim? Da. Da. Mai facem niște cheltuieli acolo. Și noi cum încurajăm mișcarea sportivă și domnul, n-a spus asta ce spun eu. Am fost atent. Nu, n-a spus atent. Fiindcă când a venit curtea de cont ultima dată, am imputat niște bani. Fiindcă noi avem obligația să le încasăm bani. Dacă era echipa Consiliul Local Cașin, nu. Era sfârșit total de un Consiliul Local. Având în vedere că sunt entități juridice separate, deci acum a fost o societate comercială. Și oricum suma este modică. Este modică, plus că noi le dăm bani. Deci se dă comună și se ia cu partea cealaltă. Da, deci și dă bani și îi dai tot dăm banii. Deci e comună ca și noi la Socola la Iași. După da. Am înțeles. Da, dacă s-a înțeles, nu. Nu, dar n-am înțeles. Da, pentru Măgura Cașin am propus o finanțare de 15.000 de lei. Cu acest da. Am vorbit cu conducerea și a zis că au nevoie pentru returul ăsta și turul din toamnă de 15.000 de lei. Care acest transport, arbitraj și teren. Da, și care terenul, plus că noi, vă spun sincer, la ce plătesc ei, nu plătesc nici jumătate decât consumul terenului. Îngrășământ, irigat, cosit și ce mai e acolo. Nici după care nu l-a sus. Spălat echipamentul. Dar în 2017 am făcut de scoturi, s-a imputat și sumii de bani pe care le-am dat. Și nu vreau să mai plătesc. Cine vrea să plătească, să apropie altceva. Adică eu nu pot să mai dau bani de buzunarul meu pentru... Sau dacă am făcut o greșeală și mi-a verificat curtea de o greșeală și o repede, să nu sunt fără. Corect? Om care ne crede o greșeală, prima dată ai greșit din neștiință, a doua oară faci de prostie, dacă vă repede. Nu, dar banii ajung pentru susținerea echipei. Și chiar dacă dacă vor primi jucători și altceva, n-au decât să caute alt sponsor. Noi nu avem voie să dăm bani pentru primii, pentru protocol, masă, la recolectoarea. Din banii nu știu poate să cumpere apă minerală pentru... Propun să citim și pe următorul punct. E același lucru? Același lucru este și la... suma mai mare. E același lucru, dar suma mai mare. Da, da. E vorba de copii. O să vă explic și acolo de spus al lucru. Deci la viitorul curiță, suma este de 25.000 de lei, de 23.000 de lei, nu loșii, 23.000 de lei, dar acolo au 3 grupi de copii. Deci 3 grupi de copii începând la 8, 12, 15 până la 19 ani. Sunt 3 grupi de copii care până la urmă, vă spun sincer, dacă aș opta să subvenționez, aș subvenționa numai aici.
Și nu la cei mari. Cei mari vor să luați fondul, au decât să-și pună de buzunar bani pentru arbitraje. Așa făcea și noi când eram, domn profesor, când, până în 89, puneam de buzunarul nostru, care au jucat fotbal, știu cum se făcea atunci, și pentru arbitraje și tot, și să încurajăm copiii către sport. Dacă vă spun că, dacă voi mai fi aici, cu siguranță voi mai fi, și după iunie, dacă mai fac și alt fi culpit de copii, ei subvenționă cu drag. Și chiar ne gândim la, la mai mult pentru copii. Fiindcă este viitorul, se crește într-un mod armonios, altfel îl duci către țigară, către, știu, alte... Să mai iasă de un calculator. Mai iasă de un calculator și mai departe. De asta suma este mai mare și încă nu-i de ajuns. Ce a rămas? Noi am aprobat la continuare 40.000 în toată ecuația asta. Care, da. Toți banii sunt arătați... Materialul care l-am primit acasă era stipulat o sumă de 40.000 de lei. Pentru viitorul puriță. Nu, 40.000, domnul... Au solicitat. Păi stați un pic, noi am solicitat la bancă pe modul miniar, dar vă dăm la 20.000 că asta puteți gira. Sau cu salariul care aveți. Ei au solicitat. E problema lor. Că ce era? Așa solicita și Măgurea Cașa. Poate solicita și remul, dar noi dăm cât avem. Pentru sport, și încă o chestiune. Pentru sport e 5%. 5%. E prin lege. Nu, da. Vreau. Nu, e 5% prin lege, dar nu este obligatoriu. Da. Dacă Consiliul Local și Primarul consideră că nu sunt bani sau sunt alte activități sau alte priorități ale localitatea cu banii aia să-i facă, îi duce în altă parte. Da. Da. Eu știu ce am putut noi în 2007, de copiii olimpici, știți, domnul... Da. Am dat bani la copiii olimpici, am putea de totul și ne-am dat bani. Mai puteam să mă duc eu primarul la poarta părinților să cer bani înapoi? Ce avea să zică părinții? Domn primar, dar dacă ai fost bătut în cap de ce ai dat bani, îți dau bani înapoi și am dat în buzunar nostru și mulți bani s-au dat. Și la pasul fie. Milioane, și la pasul fie. Și aici că fost niște greșeli, s-a plătit o 30.000. Uite, am dat 30.000, dar avem și noi familie, noi întreținut, noi să dăm bani înapoi. La fotba s-au echipat 80.000, i-a plătit Ion Fritoac. Nu-i chiar așa. Bun. Da. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașa în județul Bacău și Asociația Club Sportiv Măgura Cașa în sat Cașa în Comuna Cașa. Iar cel de-al doilea, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașa în județul Bacău și Asociația Fotbal Club Sportiv Viitorul Curița, sat Curița, Comuna Cașa. Emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Deci pentru Măgura Cașin, 15.000. Cine se abține? Nu. Este împotrivă. Iar pentru viitorul Curița, cine este pentru? 23. Da, pentru copii, unde sunt cele trei grupe. Trei grupe, da. Se acord toată lumea? Da. Fiindcă ea fi 25.000, dar 2.000 s-au oprit. Ca să fie transparent total, că așa mi-a plăcut tot timpul, că deodată am fost certat când băieți, nu mai spuneți voi. Ați spus că fi 2.000 s-au oprit pentru întreținerea trenerului. S-au cumpărat îngrășământ, mă trebuie cumpărat îngrășământ, înțelegeți ca să nu mai... să luăm bani la cheltuieli materiale. Să uitați acum să inviți tot felul de probleme și cu virusul ăsta... Coronavirus. Să facem și cheltuieli acum de cadrul primării, e neprevăzute, că ai trebuit să cumpărăm tot felul de... Sperăm să nu avem probleme, dar, nu știu, astăzi trebuie să anunț DSB-ul pentru două persoane din comună noastră. Aseară am fost sunat, cineva nu știu dat numele și am primit și un mesaj pe Messenger de la Lucurița și din Cașa. Și o să anunțăm DSB-ul, o să vină să ia măsuri. Fiindcă persoanele care sunt două care au venit din Italia nu stau acasă. Nu stau acasă. A venit și în primărie, oameni. Da, și i-a stat și la mine birou în sfert de oră. Ia, el să nu fie contaminat. Da. Și n-a, dar n-am știut. Am aflat, tot. Eu familie și de lăudat în Cașin, domnul fiind doar că Virgil, nu știți, care e suflul lucrător. Domnule, a venit că omul acolo în carantină, n-a ieșit în curte. N-am ieșit nici unul, nici nevastă în curte. Deci de când au venit, au intrat în curte, s-au baricadat, îi cau provizii sau cineva duce și le pune sacoșa în gard. Au înțeles măsuri. Au înțeles măsuri. Deci oamenii care s-au conformat. Da. Da, le dau. Mergem la punctul 6, proiect de hotărâre privind închirierea pajiților aflate în proprietate privată a Comunei Cașa, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Aici, chiar dacă o să vă păpisiți unul din voi, o să citesc tot. O să încerc să citesc mai rar. Dacă aveți o bucată de știi, să vă notați, să vă vin de notat, oricum vă scrimi acasă
regulament, tot ce seamă, ce se hotărăște azi aici, fiecare parte o primit în plic, nu o să vă trimit până poștă, că durează foarte mult, o să trimit până cineva de primărie și veți semna că ați luat ca să primit un exemplar, da? Ca să, să ne discutăm mai repede, ca să până la viitoare îmi doresc până vineri să avem contractul încheiat. Sau cel târziu, nu, 13 zile, sper. Conform legii, săptămâna cealaltă, să avem contractul încheiat. Deci nu mă pune pe 1 aprilie, fără contract. Proiect de hotărâre privind închirierea pajilor aflate în proprietatea privată a comunei Cașul de Subacău. Să te vezi pe prea mult? Să-ți mă alegi. Primarul comunei Cașul de Subacău, având în vedere referatul de aprobare numărul 1842 din 10-3-2020 a primarului comunei Cașul, pe care se propune închirierea pășinilor din comuna Cașul. Raportul de specialitate numărul 1843 din 10-3-2020 a doamnei inginer Mocanu Pavelina, inspector superior în cadrul compartimentului agricol. Raportul de avizare al Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. În conformitate cu prevederile A. Codului Civil, B. Articolul 3, litera D, articolul 5, litera 1, articolul 9, alineatul 2, alineatul 3, alineatul 4 și alineatul 7, din OUG numărul 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991, cu modificările și completările ulterioare. C. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG numărul 34, privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991, aprobate prin hotărâre de guvern numărul 1064 din 2013 cu modificări și completări ulterioare. D. Strategie privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pașilor la nivel național pe termen mediu și lung, aprobată prin ordinul numărul 226/235/2003 al Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministrului Administrației Publice, modificată și completată prin ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale numărul 210/2009 și numărul 541/2009. E. Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale numărul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar pe paște. F. Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 407 din 2051/2013 privind aprobarea contractului cadru de concesiune și închiriere asupra fețelor de pași aflate în domeniul public privat a comunilor, orașilor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare. Vrei scaun acolo? G. Hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 9 pe 30/1/2020 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și almase verzi de pășune pentru anul 2020 în județul Bacău. H. Hotărârea Consiliului Local Cașul numărul 62 din 4/9/2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pașile din comuna Cașul de Subacău. I. Hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 13/6/2019 privind diminuarea suprafeței de izlaz a comunei Cașul de Subacău de la suprafața de 297.996 m² la suprafața de 225.995 m², aici a fost hotărât diminuare în punctul ăla. Știți, domnul Bărăi, când am dat hotărât să diminuăm, fiind când am cadastrat noi izlazul în 2012, am cadastrat și din terenul la oameni, la cetățeni. Când oamenii au vrut să cadastreze, s-a văzut greșeala, s-a dat hotărât de diminuare în punctul ăla. Spus domnul Bărăi că a depresitat, că a vrut să cumpi niște terenuri și nu putea să-l cumpi. S-a remediat greșeala și mai este o dispoziție și o declarație de primar în punctul Burzici, pentru 2,48 de hectare, unicaton silvic. Noi am cadastrat și acel teren, dar au venit cei de la acolo silvic, că e terenul statului, și am fost nevoiți să ne retragem cu acel teren. În temeiul articolului 129, aliniatul 2 litera C, aliniatul 6 litera B, articolul 133-140 și articolul 196 aliniatul 1 litera A din OUG numărul 57/2019,
privind codul administrativ. Propunem. Articolul 1. Se aprobă închirierea pajiștilor în suprafața de 335,78 hectare, aflate în proprietatea privată a Comunei Cași de Subacău, conform documentației de atribuire prevăzută la, în anexele 1 și 9, ce fac parte integrantă de prezenta hotărâre. Doi. Documentația de atribuire cuprinde. Anexa 1. Studiu de oportunitate. Anexa 2. Caiet de sarcini. Anexa 3. Regulamentul privind închirierea pajiștilor prin procedură de atribuire directă. Anexa 4. Regulamentul procedurii de licitație. Anexa 5. Regulament de pășunat. Anexa 6. Contract de închiriere. Anexa 7. Anunțul de atribuire. Anexa 8. Formulare. Anexa 9. Calendarul procedurii. Articolul 2. Se constituie comisia de evaluare și atribuire, procedura de atribuire directă, licitație publică, următoarea componență. Avem președinte, avem 3 membri și 3 membri supleanți. Acești membri și președinte poate să fie din Consiliul Local, din Consiliul și voi propune azi din Consiliul să fie măcar un membru, și din aparatul specializat a primarului. Președinte poate să fie și primarul, dar voi refuza categoric, fiindcă eu voi fi și cel care voi semna contractele în final. Și nu vreau să, nu e ilegal, dar nu vreau să fac parte din această comisie, să nu mai am discuții, care au fost din 2010 și au fost niște discuții aiurea în comună degeaba. Am fost acuzat pe nedrept și chiar pe nedrept am fost acuzat și nu mai vreau să fiu acuzat și blamat că aș fi ținut cu X sau Y sau cu altcineva. Secretarul de comisie. Și un secretar. Articolul 3. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire directă licitație publică următoarea componență. Președinte, 3 membri, 3 membri supleanți și un secretar de comisie. Articolul 4. Se mandatează primarul Comunei Cașin, domnul Soroiu Daniel, ca în numele și pentru Comuna Cașin, să încheie și semneze contractul de închiriere. Articolul 5. Secretarul General al Comunei va comunica prezentul autorului primarul Comunei, comisie de evaluare în procedura atribuirii directe licitație publică, comisie de soluționare a contestațiilor și prefectului județul Bacău. Articolul 6. Prezentul autorului va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina instituției de internet a Comunei Cașin. Deci asta, dacă nu voi face parte de comisie, nu înseamnă când am lucrat. Vă spun că am lucrat la documentații aici ieri, o zi întreagă și înainte, și m-am documentat și din lege, ca să pot să vă ajut. Ca, sau ca izlazul să ajungă la crescătorii de bovine și bovine să fie folosit în interesul comunității. Documentație de atribuire, privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare, a suprafeței de 335,78 hectare, pajiști și proprietatea privată a Comunei Cași de Subacău. Cuprins. Avem anexa numărul 1, studiu de oportunitate, anexa numărul 2, caietul de sarcini, anexa numărul 3, regulamentul privind închirierea pajiștilor prin procedură de atribuire directă, anexa numărul 4, regulamentul procedurii de licitație, anexa numărul 5, regulamentul de pășunat, anexa numărul 6, contract de închiriere, anexa numărul 7, anunțul de atribuire, anexa numărul 8, formulare, anexa numărul 9, calendarul procedurii. Toate aceste ceva ce fac acum și vă citez în ședință, le veți primi toți acasă. Da? Și veți semna pentru luare la cunoștință că a primit un exemplar în toată această documentație. Ca să nu avem discuții că când ne prezentăm ziua când va fi, ori a trebui direct, ori citație, că nu am fost informați, nu am fost... Și vă trimite numai cei care sunteți în sală, să știți. Acum sunt în sală o parte, din, mai sunt în localitate, de care au bovine, caprine și bovine înscris în LNE, Registrul Național Electronic. Vă trimite la toată lumea. Că nu sunt recurs tot la fel, că nu au știut. Doamna, care era la Buziș, acolo, mai dau nume, a venit de primărie cu scandal și paneam că ea n-a știut. A fost anunț dat de la mica publicitate, a fost anunț dat și anunț și pe site-ul primăriei, și atunci s-a zis că n-a știut, că și avea acolo niște bovine și punea și a izlat la Buziș. Și că s-a făcut în Pumuțești. Nu s-a făcut în Pumuțești. E data asta, ca să nu zic că n-a mai văzut pe site, n-a văzut în ziar, n-a văzut așa, o să trimitem acasă. Să semneze și nu pot să mai zic. Am avut odată o chestiune de genul să m-am izbit, nu vreau a doua oară să mă izbesc cum face ceva. Să nu mai zic că n-au știut. Că chiar eu vă spun, nici nu-i trebuia. Deci nu-i trebuia. Ești luat acolo, dar știi cum e omul. Păi n-am știut, vreau și eu. Da. Oricum va fi afișat pe site-ul comunacasin.ro. Pe site-ul primăriei veți găsi toate astea, dacă acasă, dacă care aveți internet și aveți un calculator, vă vine mai ușor decât pe tine. Vă vine mai ușor acolo după tine. Dar și pe tine e destul de simplu,
vă pune semnii, vă bifați, vă dați cu markerul, eu mă imut cu Chris Bărtii, că altfel îi pun semnii, îi pun... Da, și cu el vin puși de știință la întâlnire. Da. Studiul de oportunitate, privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare asupra feței de 335,78 hectare, bagi proprietatea comune ca și de Bacău. 1. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat. Obiectul licitației deschise prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare asupra feței de 335,78 hectare, bagi proprietatea privată comune ca și de Bacău, identificate după cum urmează. Lotul 1. Burziș. Tarlaua 56, suprafața de 49,51 hectare, număr cadastral 60791, 60790, 60796, 60791, 60816, 60330. Lotul 2, Burzici, Tarlaua 59, parcela 59, suprafața 48,75 hectare, număr cadastral 60798, 60799, 60792. Lotul 3, Burzici, Tarlaua 55, F1414, F1413, F1356, F1358, F1410, suprafața de 57,08 hectare. Aici este și pădurit. Urma licitației de anul acesta sau achirierilor de anul acesta, deci avea fiecare câte un caiet. Fiecare proprietar va fi un caiet de lucrări. Ei, baza acelui caiet de lucrări, vom trasa în fiecare an de vară, vom trasa lucrările cu deviz de lucrări făcut de noi, cu prețuri făcut de noi, iar concesionarul sau chiriașul are obligația ca până în toamnă să facă acele lucrări. Iar în toamnă va preda caietul și va merge comisie la primărie să verifice dacă a făcut de zahar. Are comisie și acum. Poftim? Eu mi-aș vedea comisie acum să merg. Vorbim la sfârșit. Da? Ca să nu trebuie. Vorbim la sfârșit. Bun. Am ajuns la lotul 3. El are 57 hectare, dar este foarte mult împădurit acolo, pădurit mult. Vedem, vom face, că și în Corbu, vă spun zicem, în Corbu, noi pierdem, acum sunt eligibile, nu cât am găsit, sunt vreo 14 hectare eligibile, deci nu sunt numai 9, cum se știa, și mai până la 32 de hectare mai e diferență, da? Dar e pădurit de stejar, de tufar, de pășuni. Eu n-aș avea nimic împotrivă. Legea pășunului dă voie ca să o aducem la starea inițială a ei, cum a fost ea prinsă. Deci se poate acolo face parchet să exploateze masa alenoasă, să rămână pășunii pentru cetățeni. Dar m-am ferit, vă spun sigur de chestiunea asta, că în ultima perioadă și în ultimii ani a fost cineva pe-n cașcă care a instigat, defrișător, defrișător. Făcând acolo lucrul ăsta, flouă la Burziș, vine râul Curița Mare, uite, dacă nu defrișea primăria acolo, nu tăia și făcea pășunii pentru oameni, vine apa mare. Da, vine Curița de deci veterinul nostru, mici fără să fie acolo. Dar oamenii speculează și e discuții. Acolo aveau alte discuții, anul ăsta cred că o să întâlnim la Curița, cu oameni din Curița, o să avem o ședință de discuții. Dacă sunt de acord, se poate face demersul la direcția agricolă, da, pentru redarea acelei pășuni, la starea inițială la ei. Și atunci să mai facem un lot de 32 de hectare, care practic e o stână la 32 de hectare. Deci am ajuns la dealul stânii, lot 4. Tarlaua 17, parcela 417, parcela 883, suprafața 64,67 hectare, număr cadastral 60860. Lotul 5, dealul stânii, tarlaua 38, parcela 870, parcela 871, parcela 872, Tarlaua 39, parcela 878, suprafața de 35,23 hectare, număr cadastral 60809, 60813. Lotul 6, dealul stânii, Tarlaua 38, parcela 870, neproductiv 867, 869, Tarlaua 39, parcela 875 per 1, parcela 876 per 1, parcela 876, suprafață de 35,23 hectare, număr cadastral 60819. Lotul 7, Piscul Corbului, Tarlaua 48, parcela 12,5, suprafață de 13,68 hectare, număr cadastral 60859. Asta ce înseamnă 13 hectare 69, sunt liberi, deci bun de pășunat. O mai avem pe acolo, știu, mărăcii sau arbuști, dar este liber, nu-i pădure. Și lotul 8, Piscul Corbului, Tarlaua 48, parcela 12,5, suprafață de 8,93 hectare, numărul cadastral 60857. 9, lotul 9, Lada Părâul Sărat,
Dar la 12 pe acelea 235, 242, 244, 211 per 2, 211 per 1, suprafața de 22,59 de hectare, număr cadastrat 6865. Această suprafață 22,59 de hectare include și mărcinișul. Deci noi, dar se pot face lucrări funciare, de curățire, să ne dea acolo unde terenul permite și nu provocăm la ridicări, dar să face un studiu. Și se poate recupera suprafața pășunat pentru bovinii bună de regulă acolo, dar trebuie muncă. Total suprafață, 335,78 hectare. Obiectivele locatorului, menținerea suprafețelor de pași. Deci, locatorul fiind cei care vor închiria aceste pași, da? Realizarea pășunatului național pe grupe de animale și tardare cu scopul menținerii calității covorului vegetal. Creșterea producției de masă verde pe hectar paște. Realizarea de construcții zoopastorale sau modernizarea celor existente. Drumul de acces la construcții zoopastorale și golurile alpine. Realizarea de surse de apă potabilă, puțuri, aducțiuni de apă necesare pentru exploatație. Respectarea prevederilor amenajamentul pastoral pentru pașurile din Comuna Caști. 3. Motive de ordin social. Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea crescătorilor de animale privind închirierea pășunilor de pe raza comună. În conformitate cu articolul 9 alineatul 2 din OUG numărul 34 per 2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente, pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18 per 1991, cu modificările și completările ulterioare. Pentru punerea în valoare a pașilor aflate în domeniul privat al comunului, orașului, respectiv al municipiilor, pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrative teritoriale prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, membrii ai colectivității locale sau care au sediu social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor legii numărul 287 per 2009 privind codul civil, republicată cu modificările ulterioare pentru suprafețele de pași disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație pe o perioadă cuprinsă între 7 ani și 10 ani. Suprafețele de pași rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor aneatului 1, crescătorul de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în Registrul Național al Exploatației. 4. Motive de ordin financiar și economic. În conformitate cu articolul 9, alineatul 7 din OUG numărul 34, privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18, resursele financiare rezultate din administrarea pașilor, proprietate publică sau privată a comunului, orașului respectiv al municipiului, se fac venituri la bugetele locale ale comunului, orașului, municipiului, sectoarele municipiului București, după caz. 5. Motive de mediu. Determinarea părților din paște care sunt oprite de la pășunat. Respectarea capacității de pășunat a paștei. Realizarea pășunatului pe secțiuni pentru diferite specii de animale. Orice alte elemente necesare pune în valoare și exploatării raționare a paștei, respectiv bunele condiții agricole și de mediu. 6. Procedura de utilizare pentru atribuirea contractului de închiriere și justificarea alegerii procedurii. În conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 2 din OUG 34, din 23 aprilie 2013, modificată și completată prin legea 44, privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar, pentru punerea în valoare a pașilor aflate în domeniul privat al comunei și pentru folosirea eficientă a acestora, unitatea administrativ teritorială prin primar, în conformitate cu hotărârea Consiliului Local, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în RNE, nu vă mai spun Registrul Național al Exploatației, e clar, mai scurtăm. RNE au ATE Cașin, cheie contracte de închiriere în condițiile legii pentru suprafețele de pași disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație pe o perioadă de maxim 10 ani, perioada prevăzută la articolul 9 alineatul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 34, cu modificările și completările ulterioare. Se propune ca procedura de atribuire a contractului de închiriere, atribuirea directă, respectiv prevederea codului civil, care se va desfășura conform cu regulamentul procedurii de atribuire directă, anexa 3 a documentației de închiriere. Licitație publică cu strigare pentru suprafețele de paști rămase disponibile, după caz, după atribuirea directă, care se va desfășura conform cu regulamentul procedurii de licitație publică cu strigare, anexa 4 a documentației de închiriere.
Durata de închiriere va fi, durata de închiriere va fi de 7 ani, cu 3 ani prelungiri, prin act adițional. Deci acum e clar. Sau poate să fie și 10 ani. Cum stabilim astăzi aici, așa vom încheia autoria Consiliului Local. Ea poate să fie 7 ani, sau 10 ani, sau 7 ani și cu prelungiri prin act adițional după expirarea celor 7 ani. Tot cu cel care până la 10. Dar nu mai mult de 10. Dacă nu falimentează. Dacă falimentează, el va fi scos la licitație pentru ce? Pentru alții care mai au nevoie sau vin alții care vin cu animale înscrise în RD. Sau mai tineri. Sau mai tineri, da. Poate mai apar și alții tineri care vin. Termen de realizare a procedurii de închiriere. După adoptarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Cașin, de aprobarea închirierii pașilor susmenționate, se va proceda la inițierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere conform următoarea acte normative. OUG 34, HG 1064, Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, numărul 407, Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 544, și a prevederilor codului civil aflate de goare. După adoptarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Cașin, se va proceda la afișarea anunțului publicitar la sediul primăriei Comunei Cașin și la publicarea anunțului publicitar privind licitația publică într-un ziar local pe site-ul instituției. http://comunacasin.ro. Licitația publică va avea loc la data limitării care va fi prevăzută pentru depunerea ofertelor și documentației. Încheierea contractului de închiriere. Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul, ofertanții, care va sau vor fi declarați câștigători, avându-se în vedere ofertele prezentate în cadrul licitației publice cu strigare și condițiile stabilite în cazul de sarci. În cazul unei singure oferte pentru un lot de pajde, contractul de închiriere se va întocmi prin atribuire directă la prețul oferit, care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire al licitației stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cașin. Nivelul minim al închirierii. Prețul de închiriere este și prețul de pornire al licitației publice cu strigare. Se propune a fi prețul determinat prin înmulțirea cantății de masă verde rezultate pe fiecare parcelă, conform amenajamentului pastoral și prețul mediu pentru masă verde de pășune de 0,08 bani pe kilogram de masă verde, aprobat de Consiliul de Județean Bacău prin hotărârea numărul 9 din 30.1.2020, conform datelor de mai jos. Buldriș, lotul 1, Tărlaua 56, suprafața 42,51, masă verde kilogram hectar 9400. Buldriș, lotul 2, Tărlaua 59, parcela 459, suprafața 48,75, masă verde pe hectar 9400. Buldriș, lotul 3, Tărlaua 55, nu mai zic ăsta că nu l-am citit odată, așa, lot 37,08, 9400. Dealul Stâlnii, lot 4, 64,76, 9400. Dealul Stâlnii, lotul 5, 35,23 hectare, 9400. Dealul Stâlnii, lot 6, 35,23 hectare, 9400. Pismul Corbul, lot 7, 13,69 hectare, 8600. Pismul Corbul, lot 6, 8,93 hectare, 8600, avem ce cantitate este dată mai mică când în studiu care l-au făcut cei de la Dezea Vicolo. Lada Prău, Săiac, lot 9, 22,59 hectare, 8800. Total 335,78 hectare. Orice ofertă care va avea un nivel minim al chiriei sub cel stabilit de Consiliul Local, Cașin va fi respinsă. Cai de sarcini privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 335,78 hectare pași și proprietate privată a Comunei Cașin. Informații generale. Mă citesc să trebuie. Trebuie să mai comprimăm puțin. Da, trebuie. De deci trebuie. Dar nu ce minte atâtea cifre. Domnul, dar pe dumneavoastră mai sunt și eu. Domnul, adică oamenii sunt interesați ei. Ei personal, ei sunt cei interesați. Ei au trezut aceste activități de crescători și trebuie eu să obligat să le citesc. Obiectul închirierii. Obiectul închirierii terenului agricolei, categoria de folosință pășunii spre față de 335 hectare. Terenul care fac obiectul închirierii, aparțin domeniul privat AUT Cașin, județul Bacău, în suprafață de 335,78 hectare și se regăsesc descrise parcelar în tabelul următor. Nu vă le citesc, le știți deja locul, dar trecem peste asta. Capacitatea de pășunat. Se notează cu, ca acasă e cândva zice, pot să-ți calculeze și ei. Cu CEP, cea de iară, funcție de producție de disponibil de masă verde, se stabilește conform formulei. Capacitatea de pășunat este cu PD ori CF, împărțit la CI ori ZP ori 100, în care CEP este încărcătura de animale UVB pe hectar, PD este producția disponibilă de masă verde, kilogram hectar,
ce este coeficient de folosire a iepii, cât la sută este folosit, ce e consum zilnic de iarbă, 65 kg masă verde pe zi, cap UMV, atât este consumul un animal, ZEP, numărul de zile de pășunat pentru un ciclu de pășunat sau pentru un sezon de pășunat. Conversia UVM a speciului de animal domestic este redată în tabelul următor, întocmit conform legislației vigoare, s-au utilizat ratele de conversie stabilite pentru statele membre prin regulamentul CE. Acest tot ce vă citesc eu acum este luat în amenajamentul pastoral, care l-au făcut niște specialiști de la OSFA și direcția agricolă. La un comité, noi trebuie să respectăm la un comité. Este aprobat în Consiliul Local, dacă vă aduceți aminte, acest amenajament pastoral. Și noi trebuie să mergem conform amenajamentului. Cum au stabilit ei, așa trebuie să facem. Nu e voia mea sau voia celor de jur. Conversia în UVM a speciului de animale domestice cu coeficient de transformare în UVM. Specificare. Taur și boi de muncă. Coeficient de transformare în UVM 1,0, 1,2. Deci un taur sau 1,2 și un pic. Numărul capete pentru un UVM, pășunea noastră, poate să fie mai mare de 0,8 sau maxim o bovină pe hectar. Deci nu se permite mai mult o bovină pe hectar. Vaci de lapte, coeficientul 1, maxim o vacă pe hectar. Bovine de toate vârstele medii, nu vă citesc așa, o să vă citesc la oi și cap. Deci o să stabilim nu mai mult o bovină pe hectar. Deci, și 7 voi. Restul, dumneavoastră, dacă aveți mai multe, vă interesează pășunii din altă parte, nu doar din cap. Adică, dacă aveam pășuni pentru toată lumea, vă spun că am făcut un calcul, îmi trebuia pășuni la ceva de hectare și încăpea toată lumea în comuna Cașin cu... Dar nu avem. Și dacă nu avem, așa, rază comunica și sunt 1000 și vreo 400 de hectare de pășuni, dar fănesii, dar sunt proprietăți private. Se completează în proprietăți private, prin arendare, cumpărare sau... Dumneavoastră știți cum. La oi și capre de toate vârstele. 7,1, deci maxim 7 oi pe... Maxim 7 oi pe hectar. Cai de toate vârstele nu avem, cai de tractiune nu avem, trenere de cabalin nu avem, trenere de cabalin nu avem. Destinația bunului ce fac obiectul închiriei. Îmbunătățirea nivelului de producție și utilizarea pășunilor reprezintă o altă prioritară a primăriei Cașin și se dorește a se realiza în corelație directă cu cantitatea și calitatea producțiilor animaliere obținute, în special din exploatarea speciilor de bovine și caprine și ovine. Durata închiriei. Terenul se închiriază pe perioada de 7 ani, conform HLE, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere și posibilitatea revizuirii anuale a contractului de închiriere, inclusiv a prețului închiriei conform legislației în vigoare. Deci prețul închiriei va fi reacționat anual cu indicii de inflație. Știți că tot la fel conform codului fiscal. Condițiile de exploatare a terenului. Terenul care fac obiectul pentru căi de sarce vor fi folosit doar pentru pășunatul animalului. Locatarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct terenul, pentru care va plăti o chirie anuală, valoarea stabilită prin contractul de închiriere, urma licitației publice. Chiria împreună cu taxa de teren calculată, în conformitate cu prevederile din codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se constituie venit propriu al administrației publice locale. Pentru suprafața de pășunii care se închiriază, locatarul are obligația realizării lucrărilor de exploatare rațională și întreținerea acestor pășuni conform prevederilor din amenajamentul pastoral pentru pașurile UAT Cașin. Amenajamentul pastoral se pune la dispoziție fiecărui beneficiar din contract de închiriere ca anexă la contract. Clauze financiare. Pentru comuna Cașin, suprafețele disponibile și eligibile de pași sunt de 335,78 hectare. Valoarea de pornire a licitației publică, ustrigare, chirie anuale, conform calculului din amenajamentul pastoral, Cașin este de prețul minim pe lei pe hectar. Pasul de strigare, în cazul de organizare a licitației. Deci acum atenție, dacă va fi licitație, veți citi acasă, dar nu știu cât să veți pricepe. Acum vreau să le explic un pic așa la oameni, da? Pasul de strigare, în cazul de organizare a licitației, dacă se va organiza licitație publică cu strigare, este de 10%. Ce înseamnă asta? Pasul se calculează 10% din produsul preț pe hectar, ori număr de hectare. Deci la prețul pe hectar, ori numărul de hectare, deci va fi 10.000, 10% ce înseamnă 10.000? 1.000 de lei, primul pas. Nu poți să dai mai mult 1.000 de lei peste cei 10.000 de lei, da? La licitație. Pentru adjudicarea licitației în cazul fiecare parcelă, este necesar un număr minim de un pas de strigare. Dacă nu există măcar un pas de strigare,
nu pot să aibă loc licitația. Deci nu poate cineva să vină, băi, eu dau 50.000 de slab. Nu. Pasul va fi de 1.000. Dă 1.000. Am dat aici un exemplu. Nu știu cât va ieși în calcul cu lotul. O să fac calcul și cu lotul. Și o să primiți pe fiecare lot ce preț are. Deci preț are. Și de acolo, dacă va fi, pasul este, dau de 10.000. E 1.000 de lei. Nu poate să fie mai mult 1.000. Dă la 1.000, dă la 1.000, până spune ce sus. Dar nu mai mult 1.000. Criteriul de atribuire a contractului domeniei. Asta în cazul care vă arăt un exemplu. Da. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere, acceptarea prețului de pornire în cazul procedurilor de atribuire directe, sau cel mai mare nivel al închiriei, obținând licitația publică în cazul licitației publice câștigate. Conform licitației în vigoare, valoarea minimă a închiriei se stabilește ținându-se cont de prevederile amenajamentului pastoral prin determinarea cantității de masă verde raportat la studiul pedologic. Deci, să facem un calcul. Cât iarul pe hectar, să mulțești cu 0,08, da? Este un calcul. Și de acolo, o să ajung și la asta, să va scade cât vom măsuri noi astăzi aici, în consiliul local, în acel preț care îi dă pe hectar, banii aia se va scade, cât li dăm noi lor sarcina, să facă pe hectar bătrânii funciari, de banii aia. Deci, zic, la un exemplu, va fi 800 de lei pe hectar, da? Noi vom măsuri. De 400 de lei pe hectar, el va face bătrânii funciare și atunci rămâne 400 de lei pe hectar pentru licitație sau pentru prințare. Plătească către primărie, da? Așa spune legitor. În afară ce subvenții primesc ei, nu interesează pe noi. Dar noi avem obligație până la amenajamentul pastoral să facem lucrul acesta. Sau zice, băi, nu, eu să fac îmbrățâniri funciare de 600 de lei, la primărie va da 200 de lei, da, pe hectar, dar de-aia va fi un caiet și un deviz pe care îl vom face noi, care va fi corectat și la devizul atenție, că nu va mai face, că facem cu Nea Ionel, cu Nea Purcel, că am făcut. Trebuie demonstrat. Dacă am făcut cu zilier, să avem registrul de zilier, dăm banii care s-a plătit către zilier, 16% pleacă la impostul la stat, deci va fi exact ca la o mică societate, da? Astea, cine va câștiga, cine va rămâne, le vom mai da noi consultanță de aici. Chiar și eu direct pot să vă ajut, când va fi nevoie, când va fi cazul. Deci nu va fi, că eu am făcut calcul, el este de 700 și ceva de lei pe hectar. Cam mult. Frate, mi se vorbim mult, doamna, că am văzut doamna, mult. Când îmi mulțumesc, deci deja pleacă la o sumă foarte mare lor. Și atunci, ne permite legislația și amenajamentul pastoral, ca de suma aia, noi astăzi, zicem, o să vă spun ce cât a ieșit, 376 de lei pe hectar. Așa mi-a și mie, frate? O să mai fac o dată cald, nu știu. 752 de lei pe hectar. Înțelegeți? Dacă mă ții cu 40, asta îi face un capul simplu. Nu doresc, ușor. În funcție de masa verde, deci burtii și deau stânii mei mult un pic, la corbul și la daii mei puțin un pic, dar nu e diferență prea mare. Deci 40 ori, dau numai la 40 de hectare. Mă opri, nu, 752 este egal, 30.000 de stat pleacă totul. Ei, atunci ne permite legislația ca din acea 750 de lei să o tânăm astăzi, când îi dăm sarcină, doar să facă îmbunătățiri funciare, da? Și diferența care rămâne, dacă îi dăm sarcină, zicem, bă, de 376 de lei, 376 de lei pe hectare, mulțumim cu 40, e de suma aia trebuie să facă îmbunătățiri funciare în anul respectiv, iar la primărie va pleca lotul la citație la valoarea de 376 de lei pe hectare. Am dat un exemplu, eu am făcut la jumătate, am mărțit la 2, dar dumneavoastră azi puteți hotărâ consilierul local, cum vreți dumneavoastră, da? De-aia e chestia consilierul local. Puteți hotărâ și 152 de lei pe hectare. Să ne dea nouă și diferența de 600 de lei să facă ei bătății funciari, da? Și care o să ne prezinte nouă la sfârșit, o dare de seamă și un control, pe teren. Deci nu, eu nu vin acum, aș putea să vin în interesul comunității CIL, interesul comunității mari, adică în coșul bugetului local să vină cât mai mulți bani. Asta e interesul, interesul colectivității, a 4.000 de oameni. Dumneavoastră prezentați-o niciun astfel de ei. Dar ei nu vreau ca care veți închiria acest contract să vă omorâm, adică nu o să vă dezvoltați, să vă dați, na, dacă, sau să vă desfințați. Că e și posibil, dacă taxele sunt foarte mari, automat omul se desfințează. Exact ca și societățile. Fiind unii societăți taxele foarte mari, s-au dezvoltat. A dat-o în faliment și la revedere. Și nu vrem să pierdem. Nu vrem să pierdem. Deci eu vreau să rămânem în continuare cu această activitate. Da, unde am ajuns? La cum se face la licitație, da?
4 țigări, nu explică 4 țigări, 10% din valoare. Cerințele impuse de organizator. Solicitații pentru încheierea pașului OATK și pot fi crescători de animale din cadrul comunității locale, deținători de exploatație registrate pe bază în raza OATK și județul Bacău, ce au organizații asociații locale al crescătorilor de animale legal constituite tot din cadrul comunității. Deci de-aia m-am și cerut, m-a zis eu, aduceți adevință la medicul Rineu. Da? Le-ați adus, acum când veți cumpăța dosarul, nu o să mai aduceți adevință. Le avem poate, s-o fi poate, nu o mai pune să poată altă adevință, că nu are rost. E vorba posibil cei care le-ați adus voi, dar veți mai aduce și alte documente. Vor fi admiși la ședința publică de atribuire directă sau la licitație publică cu strigare doar crescătorii de animale, persoane fizice și juridice care vor depune la licitatura primăriei Cașin dosarul de participare la închiriere până la data și ora stabilite de către primăria comunei Cașin și anunțate prin anunț public cu respectarea legislației în vigoare. Dosarul de participare la închiriere va conține următoarele documente. Pentru crescătorii de animale. Solicitarea înscrie la închiriere, ce include o declarație privind numărul de animale, înscrise în registrul agricol, cu solicitarea precisă a suprafeței, formular anexă la caietul de saci. Aveți formulare, veți primi tot acasă, da, iată. B. O declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecție a mediului, formular anexă. Declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna pășunea, declarație scrisă. Declarație de imparțialitate, formular anex. Declarație de eligibilitate, formular anex. Copie după actul de identitate. Dovada că animalele pentru care este solicită pășune sunt înscrise în RNE și în registrul agricol din cadrul primăriei Cașin, dacă e cazul, adeverință primărie și medic veterinar. Certificat fiscal din care se rezultă că solicitantul nu are datorii neachitate de față de bugetul local. Atenție! Deci când v-ați înscris, să veniți cu scoare certificat să fie pus zero. Dacă aveți datorii, cine are datorii nu poate participa. Este exclus în stare. Asta e regulamentul. Dar așa se face și în licitațiile mari, firmele care au licitează, când se duce la licitație și la noi avem societăți pe rază comunii care licitează, deci nu e acest lucru, arăți acolo unde licitează, când ai datorii la bugetul local. Asta e regulă națională impusă cu codul fiscal. Declarațiile propriu răspunde privind alte contracte de închiriere, concesiunea arenă, comodat pentru suprafețe de pășune, deținute pe rază altor administrări, alte unități administrative teritoriale și numărul de animale aferent acestor. Dovada achitării contravalorii a documentației de licitație de 100 lei și a garanției de participare 100 lei. Deci ca să înscrii la licitație trebuie să plătești 100 lei, participare 100 lei garanție. Garanția se va institui necâștigător. Cine nu câștigă va primi bani înapoi 100 lei. Garanție. Garanția nu taxă. Taxa va rămâne. Stabilit, da, dar asta poate să fie stabilit. Eu am propus 100 lei, nu mai mari. Puteți să propuneți 1000 de lei, 5000 de lei. Vă primiți lege. Dar eu am propus 100 lei ca să le duc un simț, să fie pe nici 10 lei. Deci, da. Pentru organizațiile și asociații locale ale crescătorilor de animale. Deci dacă avem organizații și asociații, avem asociații în Cașin? Nu avem. Avem AIU, PF-uri, SRD-uri și persoane fizică neautorizată, da? Nu vă citesc pe aici. Sărim, ca să nu mai. Condiții obligatorii privind exploatarea închirierii. Nu vor fi admiși la închiriere participanții care se află în procedura de reorganizare judiciară, insolvență sau afaliment. Dosarul de participare la închiriere este incomplet. Prezintă unul din certificatele solicitate în afara termenului de valabilitate. Au datorii față de bugetul local înscrise în certificatul fiscal. Nu au exploatația sau animale înscrise în RNE. Deci păi vor fi expuși în stat, care nu respectă pașii ăștia. Condiții obligatorii privind exploatarea închirierii. Destinate, organizare pășuna pe specii de animale, bovine, capine, ovine. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul locatarului să rezilieze unilateral contractul de închiriere după o preavizare de 30 de zile. Locatarul are obligația să asigure exploatarea prin pășunat eficace, în regim de continuitate și de permanență a terenului ce face obiectul închirierii. În acest scop, el trebuie să respecte încărcătura de animale pe hectar, impusă prin amenajamentul pastoral Cașin,
prezentând în acest sens în fiecare an o declarație pe propria răspundere privind efectivul anual de animale scoase la pășunat. Declarație ce va fi depusă la legislatura primăriei Cașin până cel târziu la data din 1 aprilie a anului respectiv. Dacă din datele prezentate în declarație este că nu este respectată încărcătura minimă impusă pentru lotul respectiv și dacă nu se respectă data maximă, depunerea declarației, atunci contractul se derizează de drept. Deci dacă omul a licitat 48 de hectare și el nu mai are ovinii, caprinii, ovinii pentru lea 48, se derizează contractul. Nu că rămâne el cu 100 de oi, că el a licitat 100 de oi. Nu, se derizează, fiindcă nu îndeplinește condițiile contractuale. Sau dacă are mai multe, interesează. Trebuie să ne aducă dovadă că mai are și alte tineri pentru animale care le are plus. Da? Și asta e o chestie. Ce are plus, aduce dovadă omul unui pășunea. 74. De asemenea, locatarul se va respecta toate legile în vigoare cu privire la obiectul închirierii și va ține cont de strategia privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatarea pașilor la nivel național pe termen mediu și lung, aprobată prin ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Locatarul va efectua anual, conform prevederilor obligatorii din amenajamentul pastoral, lucrări de fertilizare cu îngrășăminte organice, acestea exercitând un efect ameliorativ asupra însușirilor fizice, chimice și fizice ale solului. O metodă simplă, deosebit de eficientă și foarte economică, este fertilizarea prin târlire, conform amenajamentul pastoral. De asemenea, va executa următoarele lucrări prevăzute în amenajamentul pastoral a Comunei Cașin, combaterea buruienilor și a planturilor neconsumate prin posiri repetate, distrugerea mușuroailor și nivelarea accesurilor, curățirea pașilor de petre, cioate, gunoaie, fertilizare, tăierea arboretului nedorit și înlăturarea vegetației arbustive. Deci, dumneavoastră, aveți voie să tăiați, să-i recițeam, tufi, tufari, dar nu arbori. Atenție, cei care vor tăia arbori, care e arbor, ce se iau, peste 25 de centimetri diametru, scoziți, domnul Roșu. 25 cm. Domnul Roșu poate spune, da, m-a întrebat că sunt ocolosiri și știi mai bine. Așa, nu va fi fără aprobarea primăriei, îți va da aprobarea și pentru aia. Dar trebuie făcut solicitare din partea chiriașului. Se va da aprobarea și pentru aia, dar cine va stăia, se va realiza contractul. De start. Sau primăria poate da aprobare, acest lucru îl vom face noi, iar materialul de mânz va rezulta ca lemn de foc la școala Cașin. Fiindcă la școala Cașin noi cumpărăm lemn de foc la o colosibie. Fiindcă cel care închiriază pășunea, închiriază pășunea, nu și copaci. Mai suntem în pășunea, vreau să ascundem într-un stejar, că e pe pășun. Nu e tocmai. Deci a închiriat vaca, nu mănâncă stejar, nici oaia nu mănâncă lemn. Da? Fie să fim înțeleși. Se poate face și acolo, putem interveni și acolo, dar cu aprobarea primăriei, cu un studiu făcut cu lucrătorii silvici de acolo, silvic Mănăstirea Cașin, da? Vom veni și ei și vom face un amenajament silvic de genul și se poate face treaba. Dar la asta, dacă vom face, veți avea propuneri, vom face sigur noi, vom face amenajamentul și noi vom face exploatarea, primăria, nu dumneavoastră. Și dumneavoastră veți beneficia de izolatul care va rezulta în acea exploatare. Și noi vom beneficia de material de jos pentru școala Cașin și nu vom mai da 10 de mii de lei, cât dăm ca 400 de milioane pe an la cărții, când doar 500 de milioane, o grămadă de bani. Deci 50 de mii de lei sunt o grămadă de bani. Și noi, practic, avem lemn din coace, adică care poate fi valorificat. Am făcut eu valorificat de genul ăsta, dacă nu era viceprimar. Am făcut-o și chiar, ține minte, nu? O iarnă, școala a ars numai de lemnul care l-am dus la Burziști, pe acolo am făcut o valorificare. Și școala a ars lemnul un an de zile fără a plăti. Asta ne-a costat transportul și tăiatul. Deci transportul s-a dus cam la un sfert în valoare. Vă dați seama că una să dai 10.000 de lei sau 15.000 de lei pentru lemn la școală și una să dai 50.000 de lei. Adică e o diferență la cel la pământ. Bun, să trecem mai departe. De-aia vreau să le citesc pe asta că acasă citiți, dar acum avem o ocazie să vă mai explic ceva. Nu te-am ajuns aici. Așa. Odată cu semnarea contractului, locatarul are obligația să respecte toate prevederile și procedurile ce decurg din legislația privind protecția mediului. Înainte de ieșire la pășunat, se va face controlul sanitar veterinar al animalului prin certificații de eliberare, eliberate de circumscripția sanitară veterinară. Locatarul are obligația să anunțe circumscripția sanitară veterinară și primăria Cașin
în termen de 48 de ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariția unor boli infecto-contagioase sau a mortalității animalelor. Locatarul este obligat să plătească anual chiria și taxa pe terenul care face obiectul contractului de închiriere, conform codului fiscal și autorului Consiliului Local ca și privind stabilirea taxei și impozitului local. Locatarul nu poate subînchiria sau cesiona în tot sau în parte terenul și lucrările ce fac obiectul contractului de închiriere. Locatarul este obligat să întrebuințeze bunul imobil terenul potrivit destinației sale pășunii. Locatarul are dreptul ca prin împotrivicii săi să controleze modul care este folosit și întreținut de către locatar terenul chiriat și să ia măsuri ce se impun în vederea unei bune întreținere și folosiri judicioase potrivit destinației stabilite în cadrul legislației. Terenul chiriat va fi folosit în regim de continuitate și permanență pentru scopul în care a fost închiriat, iar eventualele schimbări de destinație sunt interzise. La încetarea contractului de închiriere pentru ajungerea la termen, ori prin oricare altă clauză de încetare stipulată prin contractul de închiriere, locatarul este obligat să restituie locatorului de plină proprietate bunului de retur în mod gratuit și liber de orice sarcini, fără nicio pretenție de despăgubire. Deci dacă chiriașul face acolo stâng, face o adăpătoare, face o fântână, face un drum, asta înseamnă că el, dacă nu va mai fi peste 10 ani, pleacă el acasă. Oia vor rămâne acolo. Deci clar, nu, și a strânat acolo sau și în fundul fântână sau strică drumul. Nu. Oia vor rămâne pe pășune. Nu mai pleacă, mai vine el, va veni altul. Sau vor rămâne bunul public al comunii. Am făcut, ai făcut, dar ai folosit niște bani ca să faci. De-aia noi din banii, din aia prins rămână cu parte de bani ca ei să-și facă niște lucrări acolo. Nivelul minim al închirierii. Chiria anuală pentru paștile, de paști ale comunei cașe, supuse atribuirii prin închiriere, este prețul minim lei hectar pe an pentru primul an de închiriere. Pentru anii fiscali următori, chiria se poate modifica prin hotărâre de consiliu local. Chiria anuală se va achita în lei de către locatar până la finalul lunii mai. Executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcul de penalități de întârziere conform dispozițiilor legale în vigoare. Dacă până la sfârșitul lunii martie a anului următor nu se achită plata chiriei aferentă anul respectiv, contractul se realizează de drept fără alte formalități. Deci până la 30 mai se poate achita chiria întreagă, după 30 mai se achită cu penalități conform codului fiscal, iar până anul viitor la 3 martie, la sfârșitul lunii martie nu achita, se realizează contractul. Deci omul îi se va realiza contractul, mai rămâne cu contractul. Bineînțeles, va achita și cu penalitățile acestor respective. Chiria obținută va reprezenta venit la bugetul local. Obligațiile privind protecția mediului și a persoanei. Dejecții de animale vor fi folosite în amestec cu apă pentru fertilizarea zonei de pășunat și asigurarea masei furajere. Se va asigura protecția persoanelor care circulă în zone chiriate împotriva atacurilor animalelor de fermă. Atenție! Aveți grijă ce faceți cu câinii acum? Cei care veți închiria pășunii de la primărie, dacă va ataca persoane și va mușca, vor realiza contractul. Deci e una de clauză. Nu, aveți grijă. Învățați la lup, la urs, nu la om. Păi, cam un câine de stână trebuie învățat la lup și la urs. La animal sălbatic, nu se omoară. Omul, dacă vine, îi scură oaie, două. Ursul mănâncă, o să moară 100. Na, zic și eu, dacă vine omul, să pună oaie. Deci învățați-i, vă rog frumos, pe câini. Câinii sunt învățați de dumneavoastră, nu ei sunt nasc așa, agresiv la om. Un câine care nu-i răzmoțat cu om și nu-i bătut, nu-i agresiv la om. Dacă-i învățat la animal, poți la animal. Și eu am cățeie acasă, dacă îl înveți și la nici și îl vorbești frumos cu el, nu-i agresiv, nu mușcă nimic, nici nu... Deci aveți grijă și la chestiunea asta. Nu spune nimeni câți câini să aveți sau ce fel de câini să aveți, da? Am avut cazul, știți, în anii trecuți, am avut cazul în ultimii 12 ani de oameni mușcați cu dealul. Și pe la cuciuri și pe mai multe locuri. Și nu e de... Adică să vă puneți dumneavoastră în locul lor. Adică dumneavoastră, pun, mă duc pe dealul la buriez. Păi am voie să merg pe dealul la buriez, la ciuperci, pe dealul stâni, cu doar un culeg ciuperci care rămână cu iarba. Am voie. Am voie să trezitez dealul, am voie să mă prind, să mă duc la picnic, în aer liber. Da? Eu am avut un caz în toamna asta, că a fost tăinia acasă și țiganii mi-au făcut. Dar nu am avut, nu, domnul Gheorghe, n-am avut niciun apropo la nimeni. Păi nu, mi-a furat țiganii, oaia am ajuns la poliție, la unii. Ce, mi-a făcut țiganii, l-ați mutat? Păi nu, că a fost câinii acasă, ca să nu muști. Păi și atunci, da, câinile... Păi erau 10 țigani. Câinii care... Erau 10 țigani. Dacă mușca, mușca în stâng.
Acolo ai dreptul, păi este nata. Dar nu au zic de voi, dacă ții din târâ și-l moșul cărâni, pe ce cauți cu la mine în târâ? Sau în stână, ții din târâ să-ți furi brânz la urda. Ce cauți cu în stână? Te-am mușcat acolo și fii sănătos. Dacă mă moșul cu viață, mă duc la pureți și eu aia vin și oile la 200 metri și vin câini și mă clamăr acolo și mă moșul cum e? Păi ce am furat eu acolo? Eu eram la pureți. Aici asta e contradic. Dacă ții de întâlnă, ții de răstână, ca așa acasă în curte. Dom'le, ca așa acasă în curte. La mine în curte, dacă tu ai intrat, te-ai mușcat pe felul, dacă nu vrei să te-a plână să nu găuai. Nu pui în cărți. Dar nu are de asta. Să învață câinii să stea lângă voi, da. Care ieșiți cu zavresit la urmă, voi ai legat la stână, da. Vă pădești urda de stână. Că nu toți câinii la stânca, am mai fost și cu dialog, am fost chiar zona asta folcă, pune cu mine la Balș. Și la Popescu ce pe ăsta, eu nu cu câini. A venit câinii, mă ligea pe mânt, niciun câini nu s-a dat la noi. Care e? Și până ai căborit în pădurii, nu vinea el, toți câinii erau jurnos. Mă ziceam acolo la... Nu, cum pare o merg de acum în dealul, ai și 20 de câini și oricum vă mușc. Deci asta e număr, n-ai văzut. Eu m-am spus ce de făcut, fără să vă conformați, dar omul nu se conformeze. Câte nu sunt? Câte legi nu s-au dat și la ce punct s-a părut aiurea? Și te-am conformat. Nu? Câte nu s-au dat. Și trebuie să-i conformeze. Asta e, da. Clauze referitoare la citarea contractului de închiriere. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei stabilite ca valabilitatea acestuia. În cazul care interesul național sau localul impune, prin denunțarea unilaterală de către proprietar. Ce înseamnă asta? Interes național sau local? Doamne ferește, două epidemii sau ceva, dânsare de război și așa mai departe. Eliberez de acolo, pășuna că acolo va fi o tabără militară, va fi ceva. Nu poți să le zici, băi, nu intră armata că eu am contract. Asta este cazul extrem. Deci eu nu intru. Atunci vă spun eu că voi ia și voi de armata și limonă. Să ia totul. Altfel, bine, să stau acolo. Da, să Doamne ferește. Și vă dă bani în fără război. Dar să nu avem evenimente de genul ăsta. Zic. Să nu avem evenimente nedorite. Exact, cum ești cu virusul ăsta. Acum, ceva nedorit. Asta sunt mai bine că avem copii de crescut, domnul meu. Nu. Avem copii de crescut să fie pace și liniște și sănătate. În cazul respectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, în termen de 30 de zile de la notificare și predarea bunului închiriat liber de sarcini. Locatarul poate renunța la închiriere din motive obiective justificate. Și el poate renunța în obiective, dar să fie obiectivele justificate. Adică, nu, vin cum îmi spare mie chiria prea mare și nu renunț la ăla. Nu, justificații, domnule, sunt bolnav, nu mai pot să muncesc, să mă întrețin animalele, le vând, că nu mai am ce mă face. Asta ar fi ceva justificat. Dar nu că prețul. Asta nu e motiv, obiectiv. Rezilierea va opera pe deplin de drept la expirarea perioadei 30 de zile de la notificare. La încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, bunul care a făcut obiectul contractului va fi returnat proprietarul liber de stat. Este tot? Haideți că acum e regulamentul. Haideți că citiți și regulamentul. Aveți dreptate. Ce domnul vedeți la plăcut? E de-abia 10-20. Nu știu, nu știu, eu am probabil. Prezentul regulament stabilește conținutul privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă prin ședință publică a pășunului aflat în proprietatea privată UATK și precum și cadrul general privind închirierea contractului de închiriere de bunuri private privată cu aplicare. Atribuirea directă prin contract de închiriere are ca obiect suprafețele și pajiște, cât și alte categorii de teren cu destinație de pășunat, ori spâniață, aflată în proprietatea privată a UTCAS. Articolul 3. Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau cetățenia locatarului, pentru durată de 7 ani, conform OUG 34 și normelor de aplicare acesteia modificată și completată prin lege. Hai să mă citesc de departe, să vă întreb acum. Vreți pe 7 ani și cu prelungirii prin tradițional după 7 ani? Sau cu 10 ani direct? Domnule consilier, nu dăși. Nu e consiliul local? Dumneavoastră, lasă-o tău. Eu și pe 10 sunt. Cine e pe 10 ani? Să pune la vot, stai pe 10 ani. Deci doamna... Cu cât îi ajutăm mai mult, cu atât îi pâine pentru ei. Nu, eu vreau să... Cât?
Cât rămâne? 10 ani. 10 ani. Deci sunteți de acord că sunt 10 ani? Toată de 10 ani? 10 ani. Ca să nu mai faci după 7 ani? După aceea nu se mai faci prelungi. Nu. Ca să știi. Se face altă pătrare. E perioada maxim. S-a duce în 2020. Păi, perioada maxim. Perioada maxim. Se poate, mă. Și cei de la 7 ani se poate prelungi până la 10? Până la 10. Nu până la 10. Deci 7 ani. Dar atunci are dreptul legal să vină solicitări, să facă actul de studiu până către ea, până la 10. Deci, mai eu muncă în burs atunci. Deci, rămâne pe 10 ani, da? Tot la 10 ani. Vreau să mă zice aici, ca să știți ce am zis. Articolul 4. Se întocmește dosarul închiriei pentru fiecare contract atribuit și se păstrează atât timp cât contractul de închiriere produce efecte juridice, dar numai puțin de 10 ani de la data finalizării contractului de închiriere. Clar. 10 ani, cum iar sunt chiriat de contract. Dosarul închiriei trebuie să cuprind. Dacă va apărea o altă lege între timp, e posibil să apară. Nu știu de ce ani, se modifică și atunci. Prezenta lege aprobă pe prent. Da, apare atunci și va spune atunci, domnule, peste 10 ani ai dreptul ăla să mi-ai prelungesc contractul încă 10 ani și până e așa. Ne vom conforma, care vom mai fi pe aici. Amenajamentul pastoral pentru pașul OAT Cașin, hotărârea Consiliului Local OAT Cașin de aprobare a închirierii, anunțurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere și dovada transmiterii acestuia spre publicare. Caietul de sarcini, proces verbal de ajudecare a închirierii, soțite de documentele care au stat la baza acestei decizii, fișa solicitantului de atribuire directă prin ședință publică. Contestațiile de anulare a procedurii de atribuire directă dacă este cazul. Contractul de închiriere semnat însoțit de schița de aplasare a paștei și a suprafeței alocate. Proces verbal de predare primirea plasamentului. Capitolul 2. Procedura administrativă de inițiere a închirierii prin atribuire directă, inițiativa închirierii. Eu zic că vă citesc cam tot același lucru ce a citit Blâncaș de Sarcini și nu are rost. Deci eu v-am explicat, oricum veți primi toți acasă, ați văzut că noi facem în ziar, site, anunț. Dar anot hotărârea, doamna spunea să vă trimit în poștă. Nu, anot hotărârea, ca un funcționar de primărie sau chiar domnul viceprimar, îi dăm un documentul cu adresa dumneavoastră, pentru care fiecare dumneavoastră, pe bază de semnătură, scris. Azi, data de, am primit un exemplar, da? Clar. Până acasă la aveți, că studiați dumneavoastră, ce am citit eu acum, cred că ați înțeles ce trebuie adus și mai departe, v-am explicat și dacă va fi licitație, cum să pui cu pasul de strigare la licitație, de ce să strigi 10% dând valoarea care, la care pleacă licitația, deci nu mai mult 10%. V-am explicat cât se depune 10-100 lei pentru scrie la licitație, pentru scrie 100 lei garanții. 100 lei se va lua înapoi cel care va pierde, dar cei 100 lei va fi venit la bugetul local, la contul local, nu va fi venit în nimănui. Așa, avem regulamentul pășunat, nu vi-mi citesc, o să-l citiți dumneavoastră acasă, da? Să știți că regulamentul pășunat este clar și până acum a fost la fel, 31 octombrie, să oprești pășunatul și să pornești pe 1 mai, deci nu ai voie în perioada să stai cu bovinele pe pășune, este interzis și vă spun că în perioada următoare vom fi drastici, adică puțin prindem un contract cu direct. Nu mai sunt la discuții cu respect regulamentul, dar asta e. Fiecare interesează, îi duci tabulații, îi dai fân, îi dai porumb, îi dai o văză și pe eu ce mănâncă ele, nu mai aici că dau acolo, până la 1 mai. Că nu mai e. Deci în cererea care va fi... Da. Și încă o chestiune, vă primi și cereri de tip. Acolo, dumneavoastră, veți preciza că cererea, ce lotul e, a spus și cereri, vor fi acum, vor veni altele, da? Paliativ, ca să fie conform cu legislația vigoare. Ce loturi vreți să licitați? Deci, ce loturi vreți să licitați? În aia scrieți. Cu ce? Deci sunt 9 loturi, da? Începând la 1, 2, 3, Buzișul, da? 4, 5, 6, Dealul Stănii, 7, 8, Icorbu, 9, Ilata. Mai avem și, nu le-am spus, mai avem Dealul Bucium și Valeria și Cot Bricea, nu le-am spus că nu avem solicitări. Dacă vor veni solicitări, o să-i scoatem și pe nu avem solicitări în zona aia nimic, n-a zis că ar vrea acolo. Sunt câteva hectare și aici, pentru unul care are, nu știu, două... Da, o întrebare, domnul. Da. Se poate licita la fiecare exploatație pe multe locuri sau numai strict un... Nu putem... Doamna... Fiecare cum scrie cele. Doamna, secretarea nu se poate condiționa, adică ai câștigat un not și nu le poți la al doilea.
Deci nu poți să iei. A, nu mai poți da al doilea, dacă lotul ăla se asigură cărcătura de animale. Dacă tu ai deja un lot și pe lotul ăla ești cărcătura de animale călit, îți asigură așa sau, bă, sau nu? Aici este o oaie câștigată un lot și tu numai un pic. Să vedeți că pășurii puțin. Dacă, de exemplu, omul licitează un lot și lotul ăla e asigură din 502 vin la exemplu la 400. Nu mai licitează la 2-lea, că lotul ăla e de 40 de hectare, iată de 402 vin. Nu mai are cum. Că de ce n-a te 100 și caută în altă parte. S-ar putea să se întâmple și altceva. Fiindcă noi am făcut în așa fel, că puteam să facem până în credințare directă, făceam o proporționalitate cu numărul de ovini, pe numărul și mai departe, și vă rupeam lotul. N-am vrut să rupim lotul, adică știți ce înseamnă să vă bag 2 stâni pe un lot, 3 stâni pe un lot? Știți ce înseamnă? În vara aia va fi un mort. Va fi luptica la bobână. Nu știu, cu 7 oi nu sunt, nu există în lege așa ceva. Deci trebuie să-i pulași și trebuie să-i... Domnul Ghiuț, mulțumesc frumos de... Maxim 5 oi. Noi avem un... Așa scrie domnul Ghiuț în amenajamentul pastoral. Așa scrie în amenajamentul pastoral... Domnule, acest amenajament pastoral a fost făcut de inginer la Direcția Agricolă, care se ocupă cu așa ceva și la OSPA. Dar dânsul, dar auziți, domnul Ușu, părerea mea a pus altă întrebare. A zis așa, eu pot să particip la toate licitațiile? Da. Pentru că, domnul Ghiuță, de exemplu, participă la licitația care participă și Ușu. Unul din ei câștigă, el al doilea pierde. E obligat să participe și la alt lot, ca să-și câștige ceva. Dacă tu mai mult la unul exploatații, dacă poți dacă avea mai mult, două trebuie... loturi, asta m-am referit, da. Adică dacă nu ne oprim la o licitație. Eu am acasă bărtirile, o să le citesc, nu se vor mai refrig. Nu avem voie să îngrădim, dacă lotul respectiv la exploatație asigură cantitatea, exact, așa? Numărul numai de lucrători. Clar, nu mai sau îi rămâne exact. Un sfert, îi rămâne 50 de oi, 100 de oi. Nu poți să duci cu 100 de oi să știi cu un lot un capitel, un capitel 100 de oi. No. Te duci no. În altă parte no. Cu ele. Dar se poate că... întâmpla ce am spus eu. Da, domnul Ghiuță... Sunt 7 oi, deci diferent. Să aibă într-o fel. Domnul Ghiuță, să ai minim 3 umeri. Și dacă ai 3 umeri, eu sunt obligat, noi suntem, dați-mi voi și mie un pic, noi suntem obligați. Noi suntem obligați prin ordonanța 34 să respectăm amenajamentul pastoral. Fii doamna... Nu am fost 10 ani, eu sunt contra. Așa. Dacă legea s-a modificat, ne spune legea. Nu legea s-a modificat, că noi prima dată legea sunt atribuite acele telefoane. Deci sunt atribuite, nu se scoate acum la licitație. Deci să înțelegem legea și să înțelegem... Contractele expiră. Păi expiră, da, dar a fost atribuite. Noi puteți și că mai terminăm aceste... aceste contracte, păi da? Păi da, și pășunat oricum intră în mai și contractele intră din mai în vigoare. Intră din mai și oia 13 zile ceva, mă duc la deal, nu? Ăsta mi-e pe teritoriu, nu? Care eu nu le-am putut beneficia toată iarna. Le-am plătit 200 de milioane la primării și am pășunat al cineva ilegal toată iarna. Și am făcut cerceri și nu am făcut scură nimic. Dar de fapt ce vreți dumneavoastră? Nu, nimic. Am văzut că am făcut cerceri pentru domnul consilier să vedem ce se aprobă. Hai, după și cu procesul verbal o să pierd. Păi și așa. O voi citesc de mic, o să scrie dumneavoastră că a vrut să mă ajut. Vă că... O să primi, o să fie afișat și... Dar văd că știu mai bine ca noi, documentați mai bine. Asta e, da, fiecare... Dar de bine. În primul rând, domn primarul, să numești locata. Să mergi concesionarul are obligația. Deci eu ca concesionar am obligațiile care aș dar nu-i concesiune, domnul Ghiuță, este închiriere. Păi bun? Nu, da. Este închiriere, nu-i concesiune. Ia ceva. E închiriere, dar... Păi da, și la concesiune se numește concesionar. Și sunt închiriaș. Da? Și nu este, nu este asta aceeași discuție că ăla are obligația. Da, bine. Haideți să... Haideți să trecem la următorul punct. Da. Nu, astea o să le primiți. Da, domnul Iuțu, eu vă invit în Columbiu. Eu nu spun scris la lege, la care de scap din masă. Da. Nu, nu, dar numai puțin. În jurisdicție sunt prevăzute două persoane. Locatarul și locatorul. Locatarul este proprietarul, adică da, primăria, primăria da? Și locatorul cel care îl folosește. Da, da. Și cu asta s-a lămurit. Ne legăm de doi termeni. Hai, da. Știm cine e și cine e. Bun, haideți să... Nu, cred că ultimul ne vrea domnul Iosu. Păi asta a fost ultima. Nu, ultima e punctul 7.
Deci vom pune... Care e mai mult? Nu, 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 și asta, și asta, și asta. Da, dar e mai mult. Nu, că nu. Nu sunt nici atunci. Nu, haideți să... Haideți să vă numai un pic. Domnul consilier, discutăm de noi. Domnul Ius, la urmă. Da. Vă rog frumos, la urmă. După ce te luați... Da, da. Acum discut consilierul local, stabilit ce avem stabilit și până astea discutăm când vom pune discuții solicitări dumneavoastră. Cereți, da? E regulă? La prețul pe hectar. Conform la prețul mediu 9408, îi dă 752 de lei pe hectar. Da. Îi dă 752 de lei pe hectar. Cât considerați dumneavoastră, domnule consilier, ca în această sumă să le impunem doar să facă îmbunătățiri funciare când va câștiga lotul? Da. Deci în această sumă cât? Că diferența va rămâne, vă înmulți cu hectarul și va fi prețul pornit la licitație sau la atribuirea directă, da? În suma asta de 752 de lei, cât propuneți dumneavoastră, să le dăm lor sarcină în urmă cu, când vom încheia contractul, să facă îmbunătățiri funciare. Asta, asta, da, asta, asta, asta. Cu deviz, lucrări, o să-i facem. Și dacă la bine a făcut tot și ăștia n-a făcut nimic, care ce mai fac? Asta vreau să spun. 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 Poate face în conformă, să facă puț, nu sunt lucrări de făcut, nu-i problemă. Nu, domnule, haideți să discutăm acum, să audă și oamenii ăștia, că nu ați stabilit eu prețul. Deci clar, că acum... Deci, 752, împărțim la doi, jumătate să facă ce iese lucrări, jumătate să fie prețul. Domnilor. Da. Deci ei trebuie să demonstreze. Ei trebuie, da. Demonstreze dar. Și dacă nu fac de bani. Deci, hai să vă dau un exemplu. Nu m-au pic, dar m-au pic, stați pic, domnul consilier, m-au pic. Adina, doamna Adina, m-au pic. Deci, hai să vă duc. 40. Nu m-au pic. 40 ori 752, da? Asta e la mine? Da. Așa, egal. Prețul pornirii la licitație va fi 30.000 de lei. Păi vedeți? Vorbiți în bani vechi sau noi? 30.000 de lei noi. Noi, rețineți. Așa. Acum, acum, noi avem posibilitatea. Așa, dacă erau 600 de hectare, vă dădea sub mai mare. Ce contează? Nu, n-ați înțeles. Nu, domnul, n-ai înțeles. Asta e prețul de pornirea licitației. Noi, cu nouă, ne dă voi legislația în vigoare și am menajat cu pastoral, cad în prețul de 752 de lei pe hectar, să scădem, scădem, pentru îmbunătățire. Și suma care ne rezultă, dau un exemplu, ne rezultă, deci scădem așa, dacă scădem la jumătate, dacă scădem la jumătate, va fi 376. Atunci, 40 ori 376 este egal de 15.040 de lei, este, el este obligat să facă îmbunătățiri funciare că ucid dăm noi să facă. Și prețul la pornirea licitației va fi de 15.000, nu va fi de 30.000. Da. Asta dacă ne dă voie legea, ne dă voie cu amenajamentul pastoral. Eu zic să-i ajutăm. Sau dacă nu, puteți scădea mai mult. Să-i dă obligații de 15.000. Sau să duci femei să poate duce. Aici dumneavoastră ne depinde. Domnule, dacă pleci cu, de la mult, la mult te duci. Pleci la mai puțin, te poți duci la mai puțin. Păi de ce ne pune poța? Dar nu știu, domnul, nu știu. Poța nu. Bun, nu mă opri. Dați-mi voi. Dați-mi voi. Să nu mai rămână. Dați-mi voie. Cred că știi că la apia atâta pune. Dați-mi voie să... Domnul Giu, stai că la unul discutat ce vreți. Dați-mi voie. Nu e vorba de apia și de bani. E vorba de animale să aibă pășuni. Efectivul de animale să fie pășuni. Sunteți de acord cu jumătate. Jumătate din suma asta. Păi nu mai, deci va fi cu deviz lucrări făcut noi. Deviz a fost, a fost deviz. Dar deviz au făcut îmbunătățile aferente pe care le susține. Merge cu același preț cu care merge și domnul de aici care nu a făcut nimic. Domnul Fănic. Cum se n-ai dacă eu făcut deja mă dar nu, stai un pic, domnul, dar stai că, domnul, vă dați voi să vorbesc?
Deci, mai bine, se poate urma un pic. Unde sunt întrebări? Dacă îi rămâne și terenul. Dacă îi rămâne și terenul, terenul cu terenul. Poți vorbi și eu frumos. Adică cel care e la veci, în prezent. Mai sunt... Terenul care e la... Doamnelor, un pic! Nu am venit să faci condiția. Unii sunt îmbunătățiri făcute și se poate face stână conformă, se poate face afecțiuni de apă, se poate face drum. Să nu crezi făcut o, nu s-a făcut o treabă. Dar ce nu s-a făcut? Două pastorari. Despre ce vorbim? Domnule primar, subscris la PFA Giuță Georgie, doamnelor, cu sediul în sat Cașin, în comuna Cașin, numărul 437, județul Bacău, reprezentată prin Ghiuță Gheorghe, prin prezentat, vă rog să-mi comunicați dacă au fost supuse aprobării Consiliului Local, Cașin, cererile formulate de către subscrisa, pentru prelungirea perioadei de valabilitate a contractului numărul de concesiune numărul 2101, 2102 și 2103 din 13.03.2010, cu o perioadă de 10 ani, conform prevederilor articolului 3, aneatul 1, din cadrul acestui contract. Articolul 3, aneatul 1. Contractul de concesiune mai sustanțiate prevede durata concesiunii este de 10 ani, începând cu data semnării contractului de concesiune și predarea plasamentului cu drept de prelungire încă 10 ani, în condițiile contractului de concesiune ce se va încheia cu ofertantul adjudecatar, prelungirea concesiunii se face cu aprobarea Consiliului Local Cașin. Are faptul că subscrisa a respectat integral condițiile contractului pentru perioada scursă de la încheierea acestui. În cazul în care prelungirea contractului mai sustarătate nu a fost supusă aprobării Consiliului Local, solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliul Local a cererilor formulate de către subscrisa pentru prelungirea acestui contract de concesiune. Solicit trecerea pe ordinea de zi a supunerea aprobării de urgență a Consiliului Local ca și în acelul de prelungire formulat de către subscrisa. Starea de urgență e altceva, să fie. Orice întârziere mă prejudicează întrucât suprafața concesionată este necesară pentru exploatarea celor 650 capete ovine. Aceeași chestiune o mai face și spune tot la fel, solicită dispuneți trecerea de urgență pe ordinea de zi a Consiliului Local Cașin în acestor cereri, întrucât îndeplinesc toate condițiile pentru a mi se atribui concesiunea terenului mai sus arătat. Bine, mai mult timp, ce și pe asta? Dar zice, continui cam același lucru. Păi ce trebuie? Mai este următoare. Sunați-o pe Fia Ghiuță Gheorghe, domiciliată în comuna Cașin, în sat Cașin, de Bacău. Nu citesc stați de identificare prin voie, are omul tot de aici. Vin prin prezent acele în condițiile în care veți scoate la licitație pentru pozițiile faci din anul 2020. Intenționez să particip la această licitație pentru a concesiona toate suprafețele de pășune scoase la licitația respectivă. Solicit să fiu înștiințat în timp util la data și condițiile de licitație pentru a participa la licitație cu actele necesare licitației. Doresc să licitez la lotul 1, lotul 2, lotul 3, lotul 4, lotul 5 și lotul 6. Doresc să-mi se elibereze o cerere tip din cadrul primăriei dacă nu este valabilă această cerere la licitație. Ești cu asta? Ai spus? Da, toată. Sunt semnatul PFA Giuță Gheorghe, domiciliatul Comuna Cașin de Bacău, cu date de identificare, ca urmare a răspunsurilor dumneavoastră la cererile mele, cu numărul de înregistrare 835 în, și 1072, că nu se mai prelungește contractul, le va aduc la cunoștință faptul că, având în vedere prevederile contractului 2001-2102-2103, din 13.05.2010, privind drepturile și obligațiile părților, în virtute articolului 828 din legea 287/2009 privind codul civil, actualizat solicit închirierea unui nou contract pentru o perioadă de 7-10 ani, conform ordinului 47 din 2-5-2013, având drept de preemțiune. Doresc să fiu chemat pentru sarcinile din contract în condițiile legii pentru a asigura necesitatea de hrană pe perioada pășunatului unui număr de 748 ovine înscrise în Registrul Național de Exploatație, înregistrate la Registrul Agricol și al Asociației. În situația în care considerați că nu am anexat toate documentele necesare conform legii pentru încheierea unui nou contract, vă rog respectuos să-mi comunicați în scris recomandat de primire în termen procedural care sunt actele pe care trebuie să le depun suplimentar. Anexez copii contract de concesiune. Da, astea sunt. Domnul Iuțu, urma cererilor, a primit un răspuns la primărie, urma la doamne secretar. Dar nu am trimis.
Nu, asta, dar a trimis un răspuns la ANRE. La cele de la ANRE. Da, în care a solicitat prelungirea contractului concesiunii, că nu se poate concesiona, că nu este de punct de vedere legal. Când se poate prelungi. Prelungi, continuare contractul. Doamna, să vă explice de ce nu. Deci, la ultima cerere de ANRE, deci invoc aici un articol 1128 din legea 287 pe 2009, din codul civil. Deci articolul ăsta se referă la locuințe, nu la DRM. Nu, mă refer la ultima... Deci, domnul Iuță, vrei să vă dau răspunsul? Da, nu, nu. Ălea nu am făcut așa o cerere, că aia este cu... Deci asta se referă la... Aia am făcut o cerere așa ca să... Pentru că prevențiune, automat, când este seara în locuințe, da, știu, da. Nu, nu trebuie, asta nu mai un bucat spasă. Folezi-o pe aia ultima, care e părea de zi cu consilul local, care ăsta este dreptul. Ca să-i dreptul, cum am un contract care să trebuie să respecte da. Acelea zile. Așa spune legea, așa o să vedeți, da. Da, aici, pe 10 ani, cu drept de prelungire încă 10 ani. Nu, da, deci, ultimile la... care m-am spus, imensați, că la curești, nu spună, da. Ultima. Nu, mă ne-am dus care am adus eu. Da, domnule, ăsta, domnul Iuță, ăsta a scris la calculator, da? Stați să vedeți. Ăsta, ăsta sunt ultimul. Nu s-am apărat, domnule. Ăsta sunt ultimul. Ăsta nu mai faci de ce ăsta vreau un civil cu sinul ca să discutie. Da. Da, după ce nu de asta pe care le-ați făcut pentru prelungire. Deci toate se rezumă la prelungirea contractului prin act adițional, da? Deci astea sunt. Nu, mă, dar de lăsat. Da, deci legislația actuală nu permite mai mult de 10 ani. Asta este. Dacă așa e legislația. Este da, și contractul care n-ați pus-o care am făcut un nou contract, să spunem legii. Deci prelungirea știam că nu este, dar și un nou contract. Dar legea spune așa, că nu trebuie să discutăm noi aici, nu facem noi cu legea. Noi facem, evident. Deci nou contract, deci dacă nu mai am dreptul la prelungire, am un nou contract care respectat poate să facem putem face un nou contract dacă nu mai avem vedeți că nu mai acel teren care a fost atribuit, ei nu mai fac obiectul cedat. Deci dumneavoastră practic vă legați dreptul de preemțiune ca să vi se încheie un nou contract. Nu se mai face cedat. Deci nu mai faci obiectul cedat, rețineți cuvântul ăsta. Aude și domnul consilier. Care? Deci acel teren care este atribuit și a respectat până anul de. Da, și vi se expiră pe ăsta. Și am respectat la banii pe el. Nu e mai mult cu noi. Că cum am stat pe ceapă, legiu, oamă de pe vădă la primărie, nu am zis cum ai stat legea, da? Că ești ultimul! Bă, domnule, ce-am luat banii cu el, nu? Domnule, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ne dai strejare, hai să mergem la deal și acum ai strejare, când m-a asta, da? Îl pun și jos, ai luat bomba, de ce-i strejare? De ce-i trăia strejare? Domnule, cum tot mai liniște? Cum te rușine așa, mă leapă? Dar ce-i făcut omul ăsta? Domnule, noi discutăm aici împreună, Haideți-o mea că mai... Eu știu asta, dar asta am lăsat așa, zic, băi, să nu mai vine. Să dragă reclamații, să reclamații să-i facă. Bine, dar noi nu o să vă nu discutăm asta. Hai să facem reclamații. Acum făiești cine a făcut, cine a făcut. Haideți să dăm răspunsul. Deci, da, eu i-am dat răspunsul. Dumneavoastră, consilieri, cum considerați, pentru că ați făcut semnă la dezbaterea consiliului local, puteți să-i oferim și dumneavoastră un răspuns. Da, bineînțeles, să până la vot, conform că așa scrie în contract. Deci, cu acordul dumneavoastră. Bine, este deja întregul, este un nu. Deci, eu am spus că un contract se închide conform legislat. Dar ce voia dorește să vin să prelungească? Sau să fac un nou contract? Dar de ce să vin să prelungească, bă, dacă nu am nimic? Dacă nu vrei, nu vrei. Care-i problema? Poate nu vrei. Dar vreau să prelungească la cine are, dar care are prea mult? Care are prea mult? Nu ai prea mult, omule. Am 98 de hectare. Ai prea mult. Ai prea mult. Ai două exploatații, nu te-a vrăstit, băi, la eratul exploatații, nu te-a vrăstit. Treaba ta. Păi nu cum e treaba ta? E treaba mea, că nu numai că e treaba mea. Și tu ai exploatat, băi, de ce am vrăstit? Și tu ai exploatat, și tu ai exploatat. Nu mai puțin. Ia-i din casă, n-ai... Tu n-ai zis pe casă, n-ai cum vrăstit. Lasă-și un pic, domnule.
Haideți să liniștim un pic lucrurile, că nu ne ajută. Ei, dar dacă ne simți, domne, nu se mai poate așa ceva cu omul ăsta. Eu vreau tot, n-am văzut, am pus pe toate locurile. Eu vreau și pauzul. Și am spus, dacă o să... S-a lucrat, nu mai chibut în comună. Domnul consilier, dacă o să pună la licitație, este adevărul să pune... Deci dacă nu o să eu, nu o să eu, pot să nu văd niciune. Problema mea. Și ce mai zice? Ce mai corect? Nu este pământ în comună asta pentru tot efectiv. Ce mai corect? Dați pământ pentru jumătate efectivul la fiecare care avem. Și jumătate din descurcă. Nu se poate așa ceva, unul atâta și unul nimica. Cum vă descurcați, mă, cine? Păscând terenul și ne dându un bult. Eu am dat! Cuie, nu-i mai dat până dacă... Dar ce-ai venit? Am o sută și ceva. Eu am dat unul și n-a zis bine, mă. Hai să zic tu la el. Sunt ea. Cine, cine, zic tu la tău. Dar vreau să zic eu, mă. Măi, mă, dar vă rog tu, mă. Măi, dar unii am zis sau unul și... Sandu, ăsta e problemă. Nu, să ne acum, acum discutăm treaba asta, acum, Sandu, o privată. Nu-s probleme personale. O privată, hai să mă duc. Ce la asta, poate? Ai venit și mi-a arătat bunat ca aia acolo? Dar ce cauți acolo? Și-au fost titlul, dar la un singur om un titlul, nu la șapte. Mă arătat la și mi-ai păscut tot până acum atâția ani de zile. Domnul, Corinie, după când nu ai să hai mă, ce la zile, nu mă eu n-au Noi avem ca și consilier, trebuie să aprobăm, dar este un răspuns juridic dat de conform legii și dacă vreți să mai repetați o dată. Ca să noi să știm dacă ne dăm salon fără rău. Eu consider, nu-i vorba de asta, e cu totul altceva. Domnul consilier, eu consider că invitații noștri de astăzi au auzit ce au avut auzit. Și, domnul președinte, vă rog să le cereți să le tragă și noi să putem delibera în aici, da? Că astfel, vă cum se poate, cu ordine și cu scandal aici în Consiliul Local, mi-e vede, tot o nești și toată varia, tot nu știu cât filmează această ședință, nu facem așa ceva decât aducem o imagine negativă localității noastre. Acum, așa, ca și ideea. Domnul președinte, oricum eu nu vreau să plec, am făcut cerere, că pe vreoarea cu ordinea de zi, și vreau să mi se iau un proces verbal, la care ce s-a constatat de către domnul președinte. Procesul verbal nu se consemnează. Se consemnează și se face după aia. Nu, nu plec de aici, eu așa am primit să stau aici. Până când, zice, în ziua de azi, în ora, dacă aș putea, trebuie să plec. Adică ce proces verbal? Nu, stai puțin. Acum, domnule, vreau. Faceți-vă treabă, dumneavoastră. Vreau răspuns, vreau răspuns. Chiar așa ajung la... Domnul Ghiuțea, dacă vrea... Haideți să vă spun eu procedura. Da, procedura. Adică, procesul verbal se consemnează în registrul de procese verbale. Da. Se bate la calculator și în viitoarea ședință, se aduce la cunoștință consilierilor și semnează fiecare diluare la cunoștință procesul și se supune aprobării pentru, da. Pentru ce a fost în ședința trecută și începe viitoarea ședință. Vă zic, numai puțin, scuzați-mă, domn profesor. Și dumneavoastră puteți să intrați în posesia unui asemenea proces verbal numai după ce doamna secretară îl redactează, îl face și eventual ne cheamă pe fiecare, că mie, unul vorbesc în numele meu. Nu mă deranjează dacă vin să semnez ce s-a discutat și să disemneze cel proces verbal. N-am nicio treabă. Mai spuneți, domnul Ghiuță, ca să se audă clar ce doriți de fapt, da? Da, eu asta, deci eu urma ședinții, eu doresc procesul verbal și să mă duc să nu mă ce doriți de la domnul consilier? Da, de la domnul consilier e să pui la vot conform contractului meu, care am și respectat și care așa, am avut să fost condițiile, care eu doream că dacă între timp nu respectam, eu vorbesc de partea mea, nu vorbesc de partea că am făcut, că am mai luat mai mult, că am 98 de hectare, n-am mai mult, și am dat 400 de milioane, 400 de milioane la primărie, dar cu 10.000 de euro. Dar e important, am luat, dar am făcut și treabă, dar nu, asta nu să mai ține cont, că pe ce ai făcut, rămâne, da. Că așa spune în contractul meu, prelungirea, dreptul la prelungire. Dacă eu nu mâncam, nu făceam ce trebuia, sau nu plăteam de viața la timp, sau nu făceam, mie trebuia să vedeți din contractul, da? Conform contractul. Acei care persoanele date nu le-au făcut. Bine, o să vedem mai după aia cum au fost. Și atunci, dacă nu s-a respectat, eu l-am respectat, eu cer. Dacă domnul nu cer, e problema lor. Eu cer, dar și domnul consilier să până la lor și spun, da, bă, nu. Dar eu doar am înțeles. Ce vrea?
putem noi hotărâ sau zici că după 10 ani nu se mai poate prelungi. Nu, deci dumneavoastră consilierii hotărâți. Dar de ce perioadă prinzi? Domnul primar a venit cu ordinea de zi cu licitația, la dreptul de la virea contractului. Și nici poate, nici cu coane, cu acolo. Domnul primar a făcut de la consilierii ca să ieși în doamna secretare să-mi pună la vor licitație, chiar nu, ca și la ceva la noi. Vă zic că legea nu permite prelungirea peste și dacă legea. Nu permite obligatoriu, numai puțin. Obligat, am înțeles de la domnul Ghiuță că în contractul pe care îl deține scrie în el cu drept de prelungire. Cu drept de prelungire. Dar dacă legea nu permite, contractul este nul de drept. Este nul, da. Dacă greșesc, că exprimare, îmi spune. Discutați cu ce avocat doriți dumneavoastră. Un politic dumneavoastră de avocat vă dau și eu, oameni. Am înțeles. Deci este consilier juridic de conform articolului legii. Bun. Dar eu am spus-o de la început și mai repet o dată. Nu avem voie, ceea ce a spus și domnul primar, să facem discuții sau înțelegeri cu cei care participă la licitație. Dar, ținând cont de faptul că suntem o mână de oameni, în comuna noastră, nu sunt alții. Eu am fost întotdeauna care au participat la ședință, au văzut. Mie îmi place să fie liniște și să facem pentru o comunitate, nu pentru alții. N-am făcut niciodată pentru alții. N-am fost de acord niciodată pentru rău, pentru discuții, pentru panoramă și așa mai departe. Dar, haideți să respectăm să fie legal și să împăcăm pe toată lumea. Acum, numai puțin. În funcție, domn profesor, în funcție de numărul de animale pe care le are fiecare, de numărul de hectare care sunt disponibile, fiecare să ajungeți la o înțelegere și zice, domnul, nu știu, cred că sunteți cel de la Costina de la intrare, nu? Nu știu. Nu. Pe următorul știu, pe următorul știu, pe dumneavoastră vă știu, pe doamna, nu știu, pe Adrian știu. Așa. Fiecare să discutați, domnule, că noi dăm o hârtie, dar facem cum s-a născut ăla la bloc și ministrul agriculturii. Vreau să spun, dacă tot ați venit aici, fiecare are o propunere. Dacă toți suntem aici, haideți să vă ascultăm pe fiecare. O propunere votăm la fiecare. Și atunci noi stăm și analizăm. Domnul președinte, am zis că la ședință, deci, la ce am făcut eu cereri către dumneavoastră, către Consiliul Local, că de-aia am făcut de Consiliul Local, eu trebuie să primesc un răspuns voturile care sunt. Dacă nu-i da, ori conform legii, ori domnul, dacă domnul este legea spune așa, nu aș fi cumplit, nu aș fi cumplit. Vreau să cumplit din domnul Grânceanu. A atins foarte bine un problem. Dacă ați fost atent, când am citit din documentație în cadrul Sarcea, așa, așa. Acolo, pe lotul unde nu vor fi două solicitări, cel care e solicitat singurul are dreptul de a fi direct. Ce a zis domnul? Poftim? Păi la peste toată solicitări fiecare. Stați și un pic, domnul. Asta a spus domnul Vrânceanu înainte. Ca voi să vă zicem... Domnul Cimpoia, plecați de aici și veți înțelege altceva. Domnul Vrânceanu asta a vrut să vă spună. Dacă voi vă înțelegeți între voi și este înțelegeți și atunci cu lotul respectiv este numai solicitare, voi... Rămâi pe locul respectiv. Domnule, rămâi acolo și facem pe direct. Asta depinde de dumneavoastră. Păi asta vreau să spun, să fiecare să vină cu o propunere, noi ne conformăm. Păi lotul care este, rămâne așa, un lot dacă trebuie să luăm să cum, dintr-un concesionar. Dacă eu vreau să vă întreb altceva. Dacă nu este înțelegeți între voi, și veți licitați, să veți conducerii, fiecare cu așa, nu este înțelegeți. Să luăm cazul domnului Ghiuță. Până acum acest avut v-a ajuns pentru animale? Ce a avut până acum, mâșure? Ce a ajuns pentru animale? Dar nu am nimic, ce să faci? În urma licitației de acum 10 ani a rămas fără. Și dânsul avea efectivul animalul pentru toată pășunea și a zis că o să și le mulțească omul. Și i-a trebuit atunci. Deci să putea atunci cu loc până și întâmplă de Consiliu să-i lase numai de-a lustrii, de exemplu, și ăla să-mi ia la unul cu vaga noastră fără. Când mi-am mutat stâna, n-am luat 3 ori, m-a spus toate operația. Și a rămas fără 1 metru pătrat de pășunii în data de 5 mai, acum 10 ani. Acum nu am nicio palmă de pământ la primul.
primării. Nu mă solicit. Dumneavoastră, obligat. Mă mă solicit. Eu mi-am gândat un vot, nu contează unde. Eu nu am preferințe. Un vot când e prea... Care crezi? Nu mă interesează. Pe mine mă aranjează oriunde, nu contează. Acum mă duc, unde... Uite, ai lotul ăla care spuneați că... Cine trei, dacă... Cine trei, care sunt în mulți unde aici, la poate de-a lungul. Din Dragi, vorbim de o mărăcină. A, nu știu, nu știu. Nu cum asta, de asta e bine să intre. De asta zic, e bine să discutăm. Dar voi dau dumneavoastră de ceaba, vă duceți acolo unde vine și voi întrebați. În prezent este cineva care se suprapune unul peste altul? Deocamdată nu. Nu. Deci, dar trebuie să-l integrați și vrea să-l integrați și vrea. Poate dânsul vrea să vină mâine pe mine să-și păsească fânatul, că zice că-s mai mulți. Cu dintr-o i-am dat, n-am fine, că lămâre treaba cu dânsul. Vor să-și păsească fânații, poate vine înapoi la fânații. Eu ce fac dacă n-am... Eu mă nimeni, după de dânsul, poate îi plătesc la toți, toate de-a pelea la plătesc. Care sunteți? Toți cum vedeți să rezolvăm problema și cu el? Asta e problema. Haideți, spune. N-ai cum să o vezi, domnule. Nu renunță nimeni, el vrea. Dar n-am ce să-i zic, nu-l dau un exemplu. Am luat plătirile de la zero, acolo de la Ionuzem, la punct de care v-am dat un exemplu. El face reclamă de mine, eu trec cu mașina. Ne-am întâlnit amândoi, dar nu am nimic, nu am tot cum să am ceva, că ar fi... Am avut o câștigat, nu l-am cedat. Nu l-am cedat, auzi la următorul, l-am cedat. Nu să vezi că n-am cedat, că n-am soția lui. N-am cedat, am avut un obiectat, am cedat, am cedat, am cedat. Tot cu ajutorul colegilor dumneavoastră, dacă putem să rezolvăm într-un fel. Că de altă parte, nu știu, eu nu... Spuneți cum luați decizia dumneavoastră. Păi, uite, să găsim dumneavoastră o soluție, să fim împăciuitori, că doar aici suntem cu toții. Să începeam, frate. Ce face primarul trebuie direct. De asta, că nu sunt direct. Când le-am zis, voi înțelegeți cu trebuie ca frate și cu asta bază. Păi cum, că lasă doamnă... domnul Comănești s-a acolo cu oile, având mapă, că o să demonstrăm vedeți și ce voi aici, da. El ia tot și mi-a păstrat pământul și-a dat 100 la primă de aici. Vor primi cine vrea, copii proces verbal, a ședinței. Va primi copii, dar în următoarea ședință, după ceva, va fi aprobat de consilierii locali. Asta e procedura, așa, și veți primi răspunsul acasă prin plic, ce s-a hotărât astăzi, cum a rămas să fie procedura, da? Dacă și în funcție de solicitări dumneavoastră, de cele dumneavoastră, dacă depuneți mai multe cereri cu noi, acolo va fi licitație obligatoriu, că nu avem cum să facem departajare, că nu facem poți frumoși, unde va fi o singură solicitare pilot, va fi atribuire directă, de-aia astăzi am vorbit de două cai de sarcini, de un regulament pe care se face. Dacă aveți timp, în 13 zile, începând de astăzi, da? De mâine, 13 zile, aveți timp să vă mai întâlniți, să discutați și poate ajungeți la un numitor comun, vă înțelegeți, nu vă înțelegeți de dumneavoastră și sperăm că aveți 13 zile aici să facem atribuiri
directe și nu licitații. Fără probleme. Dar asta depinde, numai un pic, mingea este la dumneavoastră în curte, în grădină, nu la noi. Asta e părerea mea, noi dacă ce să facem, dacă sunt mai mulți societări cu un lot, nu putem face departajare cu ochi frumoși. Clar, decât prin licitații cu sigari. Ca să nu mai fie nici cu plică închis, să iasă discuții că s-a modificat. Părerea mea este alta. Domnul primar, am o întrebare. Da. De exemplu, eu pierd licitație, da? Unii mă duc la 13 mai cu oile. Unii am dus cu sau poate pierzi tu. Da, asta e. Unde te duci cu oile? Eu unde te duci. Păi de asta am spus. De asta am spus. Vedeți, Haideți să vă rog 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 să vă rog
Nu putem să facem niciodată. Se licitație să face, dacă nu. Eu am respectat, eu nu mai fac cu obiectul ăsta. Nu pot să cedez. Dacă ar fi fost cum am cedat prima bună, am avut 4 locuri. În 4 locuri s-a dus pe la 140 de hectare. Da? La 140 de hectare, domnul consilier, am cedat un moment, în ziua aia, am cedat la Zărnescu. Adică următorul oferta. N-am de unde să dau. Am avut 8 hectare egal cu 0. Eu l-am făcut, l-am respectat. Eu urma ședinței care a fost nu s-a pus cu ordinea de zi. Prima s-a pus alte șmecherii. Eu am toate documentele. Eu o să merg la instanță, nu supărat de nimic. Și dumneavoastră, ca consilier, trebuie să punem la vot, conform contractului meu, că am respectat și sunt toți proprietarii care au făcut. N-au luat nimic. Eu am avut, să vedem cât am putut în licibil. Eu am de la aceste probleme. Sunt, o să, nu de la lumea, să mărtă la și eu o să arăt că eu trebuie să am legii, trebuie să am dreptul la prezentarea acestui contract. Am respectat toate statele. Cine n-a respectat, e problema lor. Dar ce până acum nu ne-a anunțat? Nu le vindeam, le vindeam, au venit toată lumea, eu le vindeam. S-au lăsat 200 de oi care mâncat, le vindeam. Dar ce n-a anunțat până acum? Deci, domnul Vici până acum n-a mers, a trecut 30 de zile, n-a venit la fața locului. Voi nu comandiți acolo. Să vedeți fapte, să vedeți fapte. Suprafața de teren care o aveți dumneavoastră. L-am făcut eligibil tot. Curat, frumos și de-aia ne place, da. Așa, bun. Și eu n-am făcut. Se încadrează pe numărul de oi? Da, fără probleme, da. Nu aveți în plus? Nu am nimic în plus, încă trebuie animale. Deci legea nu ce spune aici, așa să faci și o chestie. Le răspund în surgat. Trebuie să ai minim 3 UVM-uri. Da, 3 UVM-uri trebuie să ai. 7. Nu, 3 UVM-uri se calculează. Deci undeva eu mă încadrez la 100 de hectare, la 200 de oi. Și maxim 500. Asta este legea pășunatului. Nu vorbim de... Bine, eu nu vorbesc de ce spune. În fiecare, o să fie schimbat, nu cred că asta. Deci, dacă vreți, o scot eu, dar nu să mai discutăm, nu-i moment acum, da. E toată lumea agitată. Bine, mulțumim în orice caz. Doamna Popescu. Așa, să puțin din. Eu gândesc că undeva s-a făcut o greșeală, dar nu vreau să spun. În contractul care îl are el, scrie acolo cu drept de prelungire. Așa era cu aprobarea părților, dar între timp a venit cu 34 altă lege care au urmărat. Care nu permit. Păi aici 2010. Și fie mai multe solicitări. Deci este un contract încheiat. Nu, unde deci fie abrogat? Nu, un pic. Este încheiat un contract încheiat în baza unei legi care nu există. Eu am venit cu avocatul, cu avocații, și domnul primar, că se poate prelungi cu acordul, dacă vreți, dacă vrea consiliul local, dacă consiliul local nu e obligat. Dar având vedere că... Deci să bat aici, mă. Și ce? Dar asta, domnul acesta, avem gardieri, dar avem camere. În cazul în care legea aia nu mai există, nu poți să ne prelungi și un contract în bază, în asta nu e. Și asta nu e. Și asta nu e. Domnilor, cred că deja când am să revenim la și ne-am consumat energia, inutil zic eu. Hai să votăm. A făcut bine că i-am chemat. I-am văzut și dumneavoastră. Dar așa au fost mereu. Așa au fost întotdeauna în 2012 în primărie, când mi-am mâncat cu oamenii ăștia, cel puțin 10 ani de viață. Numai în 2010, și nu eram primar în 2010, eram viceprimar. Da? Și m-am ocupat de proceduri și de asta, că domnul primar de atunci nu prea avea timp. Adică nu pricepea. Și m-am ocupat, a fost solicitat, a făcut un corect, și au venit cu oferta în plic atunci. Acum de-aia am zis doar că doamna să vrea face pe strigare, să fie la vedere, dacă va fi licitat. Nu mai am discuții. Au venit în plic, sau cu ea plicul din ședință primăria veche, în fișier, și domnul Ghiuță și domnul Comăneci au stat lângă fișier. Când s-a deschis plicurile și a câștigat Ghiuță, atunci am fost la contrat de Comăneci. Bă, că s-a schimbat, bă, dar plicurile a fost acolo, aici treabă un șoricel. Cine a schimbat în plicul ofertelor? Vă dați seama unde au ajuns fie atunci. Am fost și atunci a fost mă un pic, atunci a fost dat în judecată de domnul Comănici. A pierdut procesul și a avut dat la Comănici 2000 de lei, primul oraș, că dau tot eu bani, păi tai, că nu ai dreptate. Dar
având în vedere că și familia Comăneci au 1.100 oi, 1.200 multe oi au, și au un singur lot și un lotul cel mai rău, știți voi, care la Coiță, care a avut, da. Bani, Dumnezeu Zărnescu, și domnul Ghiuță are trei loturi, 2 de austânii, 1 în Burzici. Ce are și a fost cinci voi? Păi asta dorește. Și a spus domnul și treaba. Da, am discutat cu domnul Ghiuță acum afară. Nu dorește. Nu dorește, nu vrea. Nu vrea, dar nici așa are 1.000, da? Dracu pune să iau 1.000, dacă n-am pământ 1.000. Păi da, dar ea a depus domnul Ghiuță acum pentru toate. Are 650. Numai 650 mai are eu. Nu, ăsta, comunii. La ce ți-ai 1.000 dacă n-ai pământ 1.000? Domnul Ghiuță a depus cerere pe noi la tine, da. Noi la tine. Da. A depus cerere pe noi. Da. Nu cel mai mare cu lateral. Cu mine, cu tine, cu ăla. Am niște treabă cu doamna Livadă. La Livadă, da. Cu 20 dacă am murit. Da, dar era înainte. Atâta era înainte. Poftim? Mă trebuie la fapt, dar era înainte. Hai să vorbim pe rând, Sandu. Hai să vorbim pe rând. Hai să zicem. Nu mai sunt așa. Nu mai zic. Nu mai înregistrat și să căi tare. Nu mai înregistrat, da. Prima dată trebuie să stabilim comisiile de negociere. Deci, eu zic să mergem pe 5, 2 consilieri și... sau 3 consilieri și 2 din primărie. Deci, și cu secretarul tot din primărie ca să poți coordonezi. Eu aș vrea să fac o propunere aici. Dar da, cum hotărâți? Eu zic că vă cunosc destul de bine. Da? Că vedeți... Vă cunosc destul de bine. Aș dori ca, la, ca președinte la comisia de atribuiri directe sau licitații să fie președinte doar la secretar. Obligat, pentru că trebuie să coordoneze. Doar la secretar. Aș dori ca membru de comisie să facă parte domnul Grânceanu, că sunteți bun negociatori amândoi. Da, mă, dar... Sunteți de acord? Nu vezi că s-a sus de o să scriu, cu totul eu. Scriu direct, da? Deci, președinte Popescu, Monica Fornera. Mai dați pe cineva care cunoaște bine. Da, domnule, da. Mă opic, mă opic, nu opic, Monica Florinera, da? Eu cunosc, dar nu cunosc denumirile. Zona nu cunosc. Ideea este că se licitează, membru, Vrânceanu Gică Marin, sunteți de acord? Da, de acord, da. Da. Votăm la bloc, nu? Adică așa? Nu, că ca să nu mai trec aici. Nu mai trec aici. Vii sau lucrezi? Gică Marin, da? Sau zi-a. Trei, nu, trei. Trebuie să băgăm și din primărie. Mocanu Pavelina. Inginer, da? Acolo. Care Mocanu? Doamna Mocanu. Inginera, da? Da. Da. Că o să învăț eu și Pavelina, o să învăț eu lucrurile cum sunt și ele marcat și un plan ca să fie informat. Eu eram bun, mă lau, că și da, eu am lucrat și vreau să lucrat el, da? Nu mai, nu vreau, nu e în regulă. Adică particip la comisii și ținești contractul cu ei. Adică... Toate produsele astea sunt aici. Nu, o să nu știu. Tu vezi că ăștia te mănâncă frecoși și acasă. Și ai putea să fugi. Știi, vine aia ca pirania. Pac, pac, rămâne numai schelet. Domn profesor, că vrea să fii. Vreau și mult. Domn profesor va fi în aia de contestație. Așa. Și eu zic să-l puneți ori pe Zărnescu, ori pe Coman. Nu, mă opic. Ăștia sunt de comisia s-a format. Membri suplianți. Comandior. Da, se spune într-un bine, mai trebuie un membru. Un membru, nu, dacă tu reprezi Coculița, ca să nu fii, nu trece pe comandior. Da? Comandior. Bine s-a zis când a zis că ești o brânză e de furat. E un lucru adevărat. Da. Da. Membru spuneant, Zănescu Gheorghe. Dacă lipsește unul și nu poate să vină în comisie, atunci ar trebui să... Da, pot să vină ceva amândoi, eventual. Eu vreau să facă, de geamul la casă.
6. Admirul Spuneant... Spuneam să vă dragomile astea. Poate îl bate ăștia, băi. Iulian, nu știe zona. Bă, ce e Iulian? Vezi că trebuie să fii atent și să spui gură, că imediat se dă reproșează. Da, e la ele de la Mucor, să spună așa, dar... Și mete de nu spuneam, tu te-ți întrimurii, tu de-o spune. Nu vezi? Da. Domnul Ghiuță, dacă nu e copii, va ajunge de stasă. Oricum așa, oricum este pus la punct cu legislația. E, are un avocat. Da, are sigur. Nu, lăsați. La comisia de... Băi. Soluționarea contestației. Nu, la comisia de soluționarea contestației. Președinte, Radu Maria Daniela, jurista. Da, corect. La contestații. Da. Să avem doi juriști, unul acolo și unul cu acolo. Radu Maria și Daniela, da? Membru. Membru dintre consilieri... Vreți-l păi el, că e... Nu, e dincolo. Păi domnul Roșco Frantin. Ah, Roșu, da. Doamna Comăneci Milica. Da, registrul Abunicu. Patru, Băncil Iulian, pentru domnul. Da, nu, că a fost aici. Mai sunt, da. Da, da, da. Poproidic. N-am văzut, ne-am văzut. Așa, te iei. A făcut lucru. Poproidic, că v-ați da? Da. Cinci. Domnul Bărcea Gheorghe. Da, nu știu că s-o da. Așa, supleant, domnul Jean Bufonic. Fonică sau Ștefan, cum îl cheamă? Ștefan. Ștefan cel mare? Vă uitați acolo, da. Ștefan cel mare? Vrea tu. Ai mustăți. Mănicuțul Sandu. 15 se expiră contractul. Sandu! Sandu, lasă-te domnul Dragomir. Mănicuțul Sandu. Lăsați, că ieși în comisie supliantă, comisie de contestație. S-a adus și brânză. S-a adus și brânză. S-a adus, da? Secretarul comisiei... Te zice, la domnul aici e Ciolac, aici e Rabun Victor. Doamna jurist. E pus președinte. Și mergea la proprietar și-a întrebat. Cum și-a mers?
o bucată de teren în votare loc. Și eu eram acolo în fața locului. Trebuie de văzut să dea până de 13 mai, părerea mea. Pentru că la 1 mai de ajuns să o stau. Dar direct când încheie contractul ăsta, ăla devine în obligațiune. Deci când încheie nou contract... Se știe omul să duce, domnule, cu animale. Păi o să știe după licitație. Păi o să știe. 13 mai? Păi atunci mai. Da, 13 zile. Și până întâi aprilie să încheie. Nu, până întâi aprilie. Nu pot trece mai. Vă vine 13 zile de mâine și va fi locul de negociere. Da, 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 să știe omul. Deci mai un pic, ca să aprobat. Deci, componența comisiei de evaluare și atribuire în procedura directă sau licitație publică. Președinte, Popescu Monica Florinela. 2. Membru, Frânceanu Gică Marin. Membru, Mocanu Pavelina. Membru, Dragu Adrian. Membru, Coman Gheorghe. Membri splianți, dacă le lipsesc unii dintre ăștia, vin bine și... Sau vin toți. Zărnescu Gheorghe, Băncilă Iulian, Tudose Lucica. Secretar comisiei, Ciolac Veronica. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire directă licitație publică. Următoarea componență. Președinte, Radu Maria Daniela, am ales un jurist. 2. Roșu Constantin. 3. Comăneș Milica. 4. Proiul Iulica Vasile. 5. Bârcea Gheorghe. Membrii splinianți. Gean Grăfănică. Comăneci Anca. Mânicuță Sandu. Secretar comisiei Ciculeanu Luminița. Sunteți de acord? De acord. Votați? Comisia asta. Bun, mai taxa pentru înscriere rămâne la 100 de lei? Da, păi, asta e legea. Asta se poate stabili. 100 de lei înscriere, 100 de lei garanția. Garanția ce o primește înapoi. Dacă pierde. Dacă pierde. Și rămâne aceeași aia taxa, deci prețul pe hectar. Pentru la jumătate? La jumătate, la jumătate da. Care e, da, celui de 800 la jumătate, celui mic. Da, domnule. La 9400 la jumătate, 9400, la 8400 la jumătate, da. Și clar, închirierea pe 10 ani. Și închirierea să ne face cu 7 ani, cu 10 ani. Păi hai să stabilim direct acum, domnul primar. Păi, trecem aici. Hai că facem calculele imediat. Înseamnă că... Dacă e la jumătate, da. Nu, 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 trebuie să fie scris acolo. Auziți, după... La treilea mandat, aici încolo, era mulțumesc cu ciuma. Da, de atunci am păi ce? Da, ideea este... Dar uneori îți vine să zici că datorită situației nu-ți mai vine să mai vine. Nu am nimic cu... Nu am nimic cu... Da, amenințări, avem la mine birou, că văd, te distrug. Deci, a fost amenințat de birou. Nu mai dau nume cât se filmează, că e bine așa. Dar nu între ei, cred că vă dați seama de ce. A venit în birou și mi-a zis, te distrug. Tu, eu să rămân în casă, tu nu să mi-ești primar și eu te distrug pe tine. Că zic, bă, dar tu mă ameninți cu moartea, cu ce mă ameninți tu pe mine, dar cum să fac cum vrei tu, dacă nu este legal cum vrei tu? Că m-am consultat cu avocații, cu doamna secretară general care ai studii juridice, cu oamenii cu și așa a fost amenințat în birou, că mă distrugi. Plus cu reclamații penale, DNA, nu știu, și la FBI. Dar poate să meargă, să ajungă la CIA, unde vrea cred eu. Că... Sunt zis degeaba și cu judecată. De asta e mult de importanță. Da, dar nu. Nu ai ce să faci, domnul consilier. Nu ai, ești primar, ți-ai asumat funcția publică, trebuie să... Nu ai ce să faci. Legal. Nu poți să-i scoți în știință primăriei cum a făcut în lantă. Că ducați de panta cealaltă. Și iar dacă el te înjură, trebuie să vorbești frumos, că dacă ai jurat pe el, deja tu ești lăusatul. Dar nu-i lăusatul. Nu-mi ia ce crede, dar asta știe și el. Dar primarul, oare chiar și trebuie să facă înjurii, sau trebuie să-l lovească pe net. Și de-aia s-a fost și consilier local, aceeași atât, ca și primar. Păi, e consilier local. Dacă l-a înjurat nenea tătară pe domnul Comar, dar Comar trebuia să fie un șut în fund. Nu, vreau să zic, nenea tătară, vorbește frumos și la revedere. Cât s-o potește domnul Comar? Stați un pic să terminăm cu domnul Ghiuță. Deci, el a depus așa. Contractul este încheiat în 13.15.2010 și, într-adevăr, este stipulat un articol. Durata concesiunii este de 10 ani, începând cu data semnării contractului de concesiune, predării amplasamentului, cu drept de prelungire încă 10 ani, în condițiile contractului de concesionare ce se va încheia cu ofertantul adjudecător. Prelungirea concesiunii se va face cu aprobarea Consiliului Local Cașin. Era contract cadru, da? Așa. Ca și până acum, iar în
o formulă cu 34, mai e altă lege. E altă lege. Putea să fie aia, dacă consiliul... Pe 2015... Și asta ce e adevărat? Și asta e adevărat? Chiar dacă era așa, consiliul că nu vrea, nu pot să obligi. Nu spune acolo. Adică eu fac un contract de chirie de casa mea cu lumea lui. În 2015, domnul primar, nu, în 2014... Adică după 4 ani. Da. Așa, în vigoare de la 5 august 2015, spune așa, în contractul cadru, după care s-a încheiat și celălalt. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ținând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investițiilor efectuate de către locatar pe pajiște și altele asemenea, cu condiția ca prin prelungire să nu depășească termenul maxim de 10 ani prevăzut la articolul 9 aliniatul 2 din ordonanța 34 pe 2013. Se poate Nu are dreptate, pentru că în 2014 s-a modificat, iar el are contractul încheiat în 2010. A, și zice că nu se poate prelungi. Păi nu se... Deci se poate prelungi până la perioada maximă de 10 ani. Fică domnul Luceanu, când am încheiat noi contractul... Nu, am înțeles. Deci haideți să citiți, că poate că citit... Când am încheiat noi contractul atunci în 2010, putea să încheiem pe 5 ani. Și noi am încheiat pe maximul 10 ani. Deci s-a pus 10 ani. Asta da, da, da. A fost acum cu 7 și cu 3. Da, da. Acum și cu 3. Deci, da. Poți fi în 2030. Da. 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 Și așa că dumneavoastră hotărâți, să-mi ce răspuns să dau din partea Consiliului Local. Domnul președinte o să semneze adresa și trimite răspuns. Deci eu... Toate licitații directe, dacă nu v-ați cele toate obligații către primării, să l-am simt, să l-am citat. O vedea, o vedea. Nu, dar tu ești un ești te poți lega de... Păi nu trebuie pe luminița, dacă e publicat. Și trebuie să știu. În primul rând, de comandă de da, asta e clar. Dar acum, în curte la licitație, un teren care, să spunem acolo, care să beneficieze și ăsta, să mă dar el alții nu o să participe. Eu, trebuie de numărul de ori. Fratilor, deci dă 376 de lei pe hectar, cu între 380 fii, eu sunt? Da. Nu mai... Da. De acord? Da. 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 380 pe hectar. La, are 650 de oi, deci câte hectare ar trebui? Deci este în funcție de... Ci că are 650 declarate, dar are 1000 și ceva. Și care e problema asta? Dacă e la, da, la registru... Hai să vă spun, am citit ordonanța 34. Acolo spune în felul următor. Consiliile locale care administrează pașii comunale, închiriază sau licitează sau închirizează direct, da? Pașii comunale, crescătorile de animale, de bovini, caprini și ovini. Dacă ei au un număr de efectiv mai mare, nu interesează Consiliul Local. Ei au decât să-și cauze din privat. Dacă nu, să-și le vândă. Deci nu e obligat Consiliul Local. Da. Că ei vin cu oile față și oile. Socoteala o face la 60. Este problema lui. El dacă nu are dus ea figurii crana pentru animale, ori le vinde, ori caută teren în altă parte. E problema lui. Dar nu cumpăr și eu acum oi, cumpăr și eu 200 de oi, îi scriu un registru la semnal electronic și vin la primărie, dă băie pe pământ. Domnule, la închirie, la mai au probleme. Atunci mi-ai simțat pământ, cum au 100 de oi. Poftim? Da, nu. Ei trei, dacă se înțeleg, acum plec la voi să vorbească între ei. Dacă se înțeleg, va fi iar fiind direct. Credința are direct, cred că acolo cel mai bine. Deci cum e? Dar mingea e la ei. Care e? Doi de răboi și un cadet. Și care? Dar mingea e la ei. Dar putea să decideți ei, tu altcineva acolo. Dar nu vine nimeni de tine acolo. Dar mingea e la ei. Păi bine, și cine plătește la primărie? Ei, care câștigă? Care face cererea? Cel care se încheie contract. Cel care se încheie contract. Mingea e la el. Deci spuneți și la domnii consilier rezultatul pentru domnul Ghiuță? Rezultatul ca este să-i comunicați în scris. Păi îi comunic în scris. Dar e comunicat conform legii. Conform legii. Legea din data de conform. La data, da, nu. Cam așa trebuie început. Nu vă dau eu, dar eu vă sugerez. Vă zic eu. La data de, în anul 2010, ați făcut un contract, s-a efectuat un contract între firma dumneavoastră și primărie pentru o suprafață de teren sau suprafețele de teren câștigate în licitația din data de cu numărul cu tare. În 2014 a apărut legea cu tare, cu numărul cu tare, care la
modificările aduse prin prezenta lege, în actualitate, prevede asta. Drept pentru care vă aducem la cunoștință că nu se poate prelungi prezentul contract așa, decât dacă participați la licitație. Și anexați și, și, anexați și păi cele două. Că... Dar nu trebuie să anexați. Nu, nu trebuie. Nu. Pentru că el are un avocat, sunt convins. Deci se va încheia, se va încheia un nou contract, exact. Urma licitații care va avea exact. Loc. Exact, exact. Adică legal. Legal, ca să existe bază legală, că el se va duce. Și legal este. Deci, ăsta e termenul maxim, 10 ani, pe care el nu l-a executat. Dacă el participă la licitație și câștigă de nou și oferă mai mult, se încheie al contract. Se încheie al contract tot pe 10 ani. Pe 10 ani și da. Dar el, dacă ziceți că el are 90 și cât de hectare? 98 de hectare. Și dar lotul ăla de acolo, de pe Curița, cât ar fi? Vreo 40. 48 de ani lotul ăla. Nu cred că are 48. Vă spun eu, vreau să vă spun, că nu există 48. Ăla de mulzit nu cred că are 48, e prea mare. 48 are cu manier. Nu, e mai are acolo. Este 48, 49, 57. Deci are o dată 29, 28, dar are 48 de pe 40 și încă o dată 29, 28. Dar la unii, la ora actuală, unii parțială, adică în Gealăstării sau în... Îmbulziși și 48. Îmbulziși, cred. Îmbulziși 48? Da. Iar la cinciu și 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 să termină treaba. Nu, s-a urmărit. A Deci Ghiuță, deci lotul 1 în Burziș e al lui Jean și are 49,51 de hectare. 50, da. Aproape 50 de hectare. Da. Fiindcă are 40,70 de hectare de la Mănăstirea Cașin, deci da. E proprietatea noastră Consiliul Local, dar administrativ aparține de Mănăstirea Cașin, da. Și diferența mare și după teritoriul Comunii Cașin. Burziș lotul 2, care aparține acum lui Ghiuță, are 48,75 de hectare. Da. Ei vorbesc are eligibil, mai... adică pe ei trebuie să ceva bani la apia. Dar ei pășunează tot. Ei pășunează tot, domnule, pășunează și neproductivul. Neproductivul crește iarul neproductiv. Da, dar pășunează. Merge până în părău. Păi, hai să fim serioși. Dar ei ăsta vorbesc cu nu că am 20 de hectare. Bă, 20 de hectare, da, da. Că îți dă apia bancă, consider că ăla e de înaltă calitate. Dar și tu, el merge și cu aia și cu pădurii. Pe lângă, la ghindă și la... Lotul 3, lotul 3, este acum la Comănești Ciprian, are 57,08 hectare, dar dânați la 57,08 hectare, liberi sunt vă 20 de hectare, atât, restul păduri. Pădurea de Murziș. La chiar pe... Și avem greba spătarului la deal, greba la Comănești și avem arbori seculari. Deci aia nu se poate tăia, nu știu dacă... Deci, omul nu are, are dreptate, care e foarte puțin. Deci, care 18 ani, el nu a avut nici acest lot. Ce se întâmplă? În 2010, când a licitat, lotul ăsta, într-adevăr, a câștigat Ghiuță și a abandonat, a renunțat. Și automat a devenit următorul ofertant, cel cu valoarea mai mică. Și el a fost Zănescu Maximilcu, de societate, SRL. Când Zănescu și-a dat seama că el nu-i duai, Comăneci i-a cumpărat societatea, da? I-a cumpărat societatea, această societate, cu activi și pasivi. Da. Și cu oi, și cu măgar, și cu terenul care era concesionat în societate. Atunci a fost amenințat. Numele lui nevasta. Da, da. Nu puteți să rămas el care da, era rămas cu inspirația lui. Atunci a fost amenințat domnul care făcea, care vrea totul, că mă face prin DNA, că am făcut abuz, că trebuia scos la citat și mai departe. Și el explica simplu, du-te unde vrei tu. Ăla nu a cumpărat decât o societate, s-a schimbat administratul. A vândut. Deci pășunea noastră a fost concesionată de persoana juridică, nu de persoana fizică. Da, la o societate, administratul se pot schimba. De-aia rămâne cu bunul care le are. Societatea l-a cumpărat. Dar și atunci eram puțavă la DNA, de la DNA. Deci vă dați seama cu ce oameni lucrăm și cât... M-a supărat, dacă ești sensibil, te-i super, na, când... Eu știu. Ajungem la dealul stânii.
Lotul 4. Asta e al lui Brebini, unde are băieții. Eu vă propun. Și acolo sunt discuții. Are 64,67 hectare. La care, rând trecut, noi am stabilit două loturi în tot Islazul, să fie pentru bovini. Ca să poată să vină să bea apă la pârâu, la pârâu. La pârâu. Și legea și amenajamentul pastoral... Nu, mai un pic. Amenajamentul pastoral îi spune la un moment dat că loturile acordate pentru bovini trebuie să aibă apa aproape atmosfera apă, da? Și platoul să fie plat. Ei, acum domnul Iuț și Elan se licitează și la Brebini. Noi zicem, zic casă, monitorii de consiliu casă, stabilim acel lot să fie numai pentru bovini. Pentru bovini. Și în Arda, unde are iar tabără domnulică, tot pentru bovini. Că nu poți. Nu și mai e o chestiune. Bovina trebuie să aibă tabăra grajdului acolo, aproape de pășuni. De ce? Fiindcă este un animal sensibil și nu poate să stea cum stă oaia o țară, când ploaie, în istoria așa mai departe. Ea trebuie să intri în neapărat când plouă, la altă poți. Da? Eu așa vă propun, dacă nu sunteți de acord, așa vă propun. E foarte bună, e foarte bună. Așa a fost și în 2010. Deci cu astea sunt clare. Da. În dealul Stânii, lotul 5, care deține Ghiuțul, 35,23 de hectare. Lotul 6, 35,23 de hectare. El deține dealul 70 de hectare. Dar în dealul Stânii. În afară de cele 40 ceva în Bulgin. Ia pe 70 astea de hectare, împărțit la 7 oi, cât îți ia mâncat suprafață? Deci nu, hai să facem suprafață. La 700. Nu, un pic. Avem 35. Ca să vedem dacă e în capul. 1,23 plus 35. Cu totul. Cu totul. Plus lotul 2. Asta nu-i mai puneți. Nu mai spune, ăsta să simțeam în comunică. 48,7. Da, da. Așa. Egal. Să împărțim la 700 de oi. La 7. La 700, la 600. Nu așa se face. Nu așa. Și 700 de oi trebuie invers, împărțit la 4. Numărul de oi la suprafață. La suprafață, invers trebuie. Da. Hai să facem numai la asta, 70 de hectare, da? 70 împărțit la 650 de oi. 70. 700. Sau 7.000 de acolo. 750. Egal. Nu-i bine. Pe 7.000 sau 70.000, dacă vrei, împarte la 650. 70.000. Asta înseamnă 10.000 un hectar. 70.000 de metri pătrați împărțit la 650. Ce îmi dă 178? Cât? Cât dă? 7, cât? 107,69. 10,69. Din cap. Rămâne și suprafață. Înseamnă 10 oi. Nu, mă, e 7 oi la hectare. 7 oi la hectare, la 70 de hectare, x oi. Vine 7 oi la hectare, la 10.000, da? Da. 7 oi la hectare și 700 de oi. 7 oi la și el are 70 de hectare. La 70 de hectare, x oi. În ce doamne și-o fără? X egal cu 7, dacă nu vrea, dacă nu vrea, el ar trebui să rămână aici, deci cu toată treaba asta. Și avea de 90 de oi, dar nu, nu a trebuit 7 oi. 7 oi la 7 oi, este egal. Nu, la Burdici mai avem 48,75. 48. Plus de legea care nu are cum așa. Dar zice că la noi ne interesează. Ori 7. Egal. Încă 342. Depășești. Depășești.